moldoveanca noastră care a cucerit China. Chinezii mă întreabă, dar voi în Moldova sunteți 3 milioane, pe drum sunt oameni. Criminalitate acolo, gen furturi. Unde mi-am mutat eu telefonul, el acolo să Dar ce știai tu despre China până ajunge acolo? Jackie Chan. Eu când am început uh, în industria filmului, a și te mai cu Jackie Chan. Tu faci și actorie în China. Cum ai ajuns actrița acolo? Cât de mult poate să câștigi un influencer fiind prețele de socializare în China? 2 milioane de urmăritori, 5.000 de dolari o reclamă. Prima relație serioasă a avut acolo în China, cu un chinez. Da. Știu că a fost o experiență traumatizantă. Și salariul meu, eu îl dădem lui. Salariul meu, eu primesc și dădem lui. Vă dai seama? Există mitul că chinezii au penisul mic. Fetelor, să proaste, fugiți. Spunim dacă tu te vezi în China să locuiești toată viața sau ai vrea să revii în Republica Moldova? Și aici mă simt acasă, dar acolo le cât mai mult. Invitata interviului fără protocol de astăzi este Gabriela Cojocaru, moldoveanca noastră care a cucerit China. Gabriela, noi ne știm cu tine de la început de pandemie, probabil. Da în 2020. Și atât, la trei ani distanță facem interviu. Bine, tu prioritar stai în China și nu că am fi avut multe posibilități, mă bucur că ești aici. Mulțumesc! Și eu cred că în Republica Moldova se știe foarte puțin despre China. Și azi aș vrea, într-un limbaj cât se poate de accesibil, mm. să explicăm ce înseamnă China și cât e de diferită lumea de acolo de tot ceea ce știm noi aici. Așa că pregătește-te. Am de și multe stereotipuri bucuroză. și chestii pe care chiar vreau să vreau le să discutăm. Vorbim, chiar vreau să vorbim. Spune-mi întâi de toate, tu trăiești într-un oraș, într-un municipiu mm -hmm. care are peste 30 de milioane de locuitori. M-am mutat de acolo. Te-ai mutat deja de acolo. Da. Acum câți locuitori sunt în... 15 milioane. 15 milioane. În Republica Moldova, noi avem în cel mai bun caz în toată Moldova, 3 milioane. Care-i starea când tu ești uh, într-o localitate cu atât de multă lume? Se Simte asta că -i... Eu nu mai simt, pentru că cumva mereu este cineva lângă mine, multă lume, este aglomerații, cineva mereu vorbește. Cred că Moldova îți vorbește puțin mai încet ca în China, dar în locurile unde eu am fost în Chișinău, de exemplu, era foarte aglomerat. În parcuri, în centrul Chișinăului și nu văd diferența, adică, dar în sat se simte. Eu sunt din satul Sagaidac, Raionul Cimișlia, eu mereu îi fac <gântu -i> reclamă. Da, și acolo se simte. E foarte mare liniște. Și eu când vin acasă, uneori mi mă tem de liniștea asta. Pentru că acolo tot timpul uuu, și oameni și ceva se aude, ceva se construiește într-un megapolis. Când sunt în sat, este așa de tare liniște, că câteodată mă, mă tem mi îmi place aglomerația, dar îmi place aglomerația din Chișinău sau în alte orașe unde am fost mai ales atunci când te duci, nu știu, ca turist acolo, mm -hmm. nu știu cum ar fi să trăiești într-un uh, oraș cu atât de multe milioane de locuitori, dar uh, asta înseamnă că și spațiile unde voi locuiți sunt foarte mici, e tot compact sau? Nu, nu apartamentul este mare o grada tot este destul de ok adică nu e, că, știți ce chinejei mă întreabă Da voi Moldova sunteți 3 milioane pe drum sunt oameni. Apoi <laughs> asta mă întrebi tu, dar cum voi trăiți în cutii, cum stați voi în China așa de mult? Nu, avem, adică e exact ca aici. Sunt drumurile mari, E bine gândit tot, în sens că ei da, atunci da, când da, construiesc, da. țin cont să ți și un loc de parcare. Dar nu și mai condiții. sunt apartamente gen foarte, foarte mici, unde oamenii cred că stau chiar ca în cutii, adică, mă rog, dar depinde de, de statutul tău, adică cum tu îți permiți. Sunt spune și... dacă e adevărat că în China oamenii lucrează pentru bani foarte puțini. ce puțin? Companiile mari merg acolo ca să ia forță de muncă mai ieftină. Adică, nu știu, dacă ar fi salariile ca în Republica Moldova sau mai mici, pentru ce bani muncesc ei acolo? Cred că minim, uite, nu știu sigur, dar cred că este la vreo 300 de dolari. Minim. Minim. Nu știu cum e la uzine, pentru că n-am avut o interacțiune cumva cu... Ca să știu sigur, dar cred că da. Poate 250-300 de dolari. Deci cam de ar dolari. fi ca Republica Moldova să... Da. Adică, da, îmi dau seama oricum, adică ei sunt foarte mulți și uzinile se mari, spunem, nu știu, pot spune, da, Apple sau uh, iau acolo, adică Apple-ul se ansamblează în China. Exact, dacă cineva nu știu, că știi, mai scriu și, da, cât coasă un iPhone în China? <laughs> da, cât coasă la în Moldova? Adică e la fel. Și acolo cred că îmi dau seama că lucrătorii sunt mai mulți și poate îți plătiți mai puțin, nu știu, chiar, chiar nu știu. Dacă știem, îți spunem, adică, dar cred că vreo 250-300 dolari în sus. Acolo știi cum e? Tu dacă nu lucrezi, nu știu, câteva ori mai tu ai stres, tu, tu, crezi că tu nu faci nimic, tu, nu știu, viața treci pe alături, știi, nu e... Noi, în oraș asta unde eu acum sunt, e un oraș de tineri și acolo toată lumea lucrează, acolo sunt cei mai mari uzini de electronică, de, adică toți lucrează. Asta e bine, dar eu înțeleg că e educă de copii, chestia asta, anume ca da. să muncească, să fie responsabil. Da, educația în genere în China pentru copii eu o consider foarte aspră, din motiv că copiii din mici sunt foarte... Tu trebuie să știi să poți face asta, asta, asta. Copiii în China învață foarte multe lucruri. Eu nu am văzut... Foarte rar văd un copil chinez care să joace, să nu facă, adică seara în ogradă, câteva, o oră, atât. El după lecții merge la crujoc de asta, de asta, de asta, de asta, știi? nu, E foarte mult, dar temele pentru acasă tot sunt foarte multe, pentru că am prieteni care au copii în China și văd. Și sunt foarte chinuiți copii Criminalitatea acolo, gen furturi, bătăi. Bătăi sunt. Bătăi când se îmbată. <laughs> sunt. Adică acolo este o cultură de a mânca noaptea în China. Deci pe la orele după cină. Asta se numește ieșeau în chineză adică mâncare din noapte, așa și se numește, adică să o traducem direct. Și când oamenii o să leacă acă acolo, ei, ei, iubesc, ei stare emoțională când sunt în stare de ebrietate. Hai să ne rizbirim, știi, să șefe. Și mai vezi mai des, adică unele bătei, sunt bărbații între ei, adică în stare de ebrietate, adică, dar gen de criminal, de furturi, eu țin mint foarte bine când abia am ajuns în China, ne-am dus cu să mâncăm într-un restaurant și eu, ca o fată educată din Republica Moldova, i-am lăsat la chelner 5 iuani, 5 rămâmbii, bani de lor, ca cash. Și am plecat. Pe dar până a alergat jumătate de kilometru băieții ăla că se întoarcă banii 5 iuani, că eu i-am uitat. Zic, nu, sunt pentru tine. Nu, doar ei înapoi. Adică nu este cultura de a lăsa cash. Nu este cultura de a lua ceva și nu e tău. Da, îți seama că mai sunt, adică, care nu știu, mai e o bătrân care nu are casă sau uh -huh. poate să mai e. Dar, gen, unde mi-am mutat eu telefonul, el acolo să rămân. Unde am mutat o geantă, el acolo e acolo Adică tu la stație undeva. Da, el poate să fie luat de cineva și sună la poliție. Am găsit, adică, sunt foarte receptiv. Dacă se găsești ceva, la poliție sună, las acolo sau o las într-un centru de comercial de alături sau în restaurant. Adică nu-i ai avut situații când ai pierdut ceva și te-au găsit? Și... Am pierdut, nu eu, am pierdut un băiat care prima oară a în China și noi cu prietenii mei l-am scos în oraș. El s-a pierdut iPhone-ul, telefonul. Prima zi în China au ajuns și l-au uitat în taxi. Și noi prin cameră, ne-am dus la poliție, era ora 1 din noapte, noi mergeam în club și ne-am dus peste drum de cluburi, acolo chiar peste drum este centru de, nu centru, dar ăsta, de poliție. Inspectorat. Mm -hmm. Da. Am intrat trei străini, chineșii s la noi și eu am vorbit, pentru că eu vorbeam chineză deja la moment, și spun domnului că o venit prima zi în China și a pierdut telefonul și peste două ore taxistul i-a dus înapoi. Adică taxistul l-a luat și l-a lăsat adâns în mașină. Poate dacă asta nu vedea peste două zile, taxistul nu l mai lăsa în mașină, dar că a văzut că e la moment, adică pe cameră de au văzut unde se află și a fost un taxist și l-a dus. Cât no. de fain. Dar spune-mi, tu te simți acolo în China, fiind ziua pe străzi sau noaptea când mergi în cluburi, te simți în siguranță? Da. Adică nu e riscul să se apropie un chinez de tine, uh, fata fata? Aici nu-i risc. <laughs> Ai avut situații? Cum, cum e să mai Da, să apropie, evident, că omul să-și arcă norocul. <laughs> adică vine și îți dai seama că mai, mai vorbesc, dar uh, gen ca eu, să, de exemplu, eu foarte des uneori când editez ceva sau fac ceva la două, trei noapte, ies cu câinile afară sau mă duc la magazin, pentru că uh, sunt foarte multe magazini care lucrează non-stop, acolo mereu lucrează non-stop ceva și ies uh, în pijama sau nu știu, în niște șorți mai scurți sau fără stien, într-un maio fără stien, nimic. Cine? Ce să facă? Nu, nimeni. Adică la ora trei de noapte poți să ies singură, adică în, uh, în fața blocului, să mă duc la magazin. Și cazul gen de Dar, violuri din astea, cât de des se o, aud în China? uite, a fost un viol, a fost cred că vreo 2 ani. Sau, primul an de pandemie, ceva de genul. A fost o fată chineză care a fost în viol. Adică atât de rar se aud da, asemenea cazuri. Foarte rar. Hai să vorbim un pic despre parcursul tău până ai ajuns în China și cum de fapt te-ai pomenit acolo. Tu ești din Sagaidac, Cimișlui, da, da. dar eu știu de Sagaidacul Nou, acolo este la voi o mănăstire foarte da, asta specifică. Da, Sagaidacul Nou mai înainte așa. Prin... Dar spunem despre cum a fost copilăria ta în Sagaidac. A fost frumoasă. Eu am avut o copilărie fericită, cu toate că părinții au fost plecați. Unde? În Israel. A fost tata plecat, eu aveam trei ani, cred că. Eu nu țin nimic pe tata. Asta era uh, cumva o poveste așa, e foarte emoționat pentru mine, emoțional pentru mine. El era plecat, pe la vreo trei ani e plecat <coughs> și eu nu țineam minte. Mama era încă cu noi și era o mâca Galea și tăca Valodia, când e acolo mâca tăca, spune, nu spunem bunica bunelul. Și Ți mi că mâca ne arăta că este tatăl tău sau mama îmi spune fotografii. Eu nu-l țineam minte. Fratele meu mai mare, Dorin, apropo, tioscă tău, îl ține minte pe eu nu. Și a, a plecat și mama. Tată a fost plecat undeva 5 ani sau 6 și mama 3 ani, cred că, sau 2 ani jumătate. Și tata s-a întors când noi aveam deja 8 ani. Pentru că atunci toată lumea pleca fără documente, fără acte în regulă și dacă te întorceai, vineai cu totul, nu mai plecai înapoi. Și țin minte că așa cum era toamna târziu, asta, când tata s-a întors din Israel și el a venit la mine să pus în genunchi și, și eu stăteam așa. Și mă că, nu i tata, a venit acasă? Că eu nu-l cunoșteam pe Asta frate e meu, foarte Da, mi sărit așa în gât, dar eu mă uitam și începând cu, cu ziua când tata s-a întors, mama pas în cele lichitoare, că eu stăteam așa numai lângă tata, că mă temem, cred că nu mai țin minte emoții mele de atunci și mă gândeam eu când eu stăteam cu tata, dar da. Și ce relații ai avut cu tatăl în adolescență, o ai acum? Foarte bune. Tot, tot, Eu doresc tuturor copiilor să aibă așa părinți cum eu am, relații. Tu ai făcut um, ai învățat în școala din sat? Da, până în clasa a șaptea, cred că, da, 12 ani, clasa a șaptea, cred că era. Și după aia ai mers la Colegiul Național 19. de Coreografie. Da. copil, pchil, așa și m-a lăsat mama la Cămin, pe Eu tot acolo am stat, doar că eu la liceu sportiv. Vedeți cât avem noi, Dorină, fratele Dorin. Dorină, ei, <laughs> Dorină. Deci tu ai vrut asta sau cumva așa a fost? La mine vereșoara mea, Galea. Galea Bubeica este fosta solistă din joc, dar au fost câțiva ani în urmă și mama cumva îi plăcea foarte mult ce făcea Galea. când se în joc, mai ales solistă cu, cum zice, fata aia albă, în mijloc cum făcea un piruieț și mama vrea foarte mult. Și hai am la, că acolo nu trebuie doar, trebuie să vii să treci o, o comisie, nu știu cum, un examen vara. Și eu am trecut examenul și am intrat. Și înainte ca să intru, am avut operație la penticit, când am dansat două luni, când, primul an când am intrat, se minte că am, am avut operație. Dar a fost ideea mamei mai mult, cred că. Și eu, uh, cred că o bucată timp eram supărată, chiar eram singură în cămin. Eram copii 12 ani. Eu, nu, eu nici măcar nu puteam să fac. Dar nu îmi pare rău, pentru că colegii de coreografie au fost o educație foarte bună care noi am primit-o. Domnul Iurie Gorșcov, eu ți-am scris mai din de dâns. Dumnealui a decedat anul trecut, Dumnezeu să-l ierte. Eu fost, uh, noi lui spuneam, dumneavoastră, spuneam papa, din limba rusă tata și el o... nu eram educați, noi, ne, noi ne ridicam în picioare când venea o doamnă care face curățenie pe coridoare. Bună ziua, noi te, dacă doamne ferește, dacă noi nu ridicam și ne vedeam un profesor sau domnul Iuri Gorșcov. Oh. În sens că ți-a plăcut totuși experiența aia la colegiu Eu peste ani am înțeles că de fapt eu foarte multe chestii din personalitatea mea le am din colegiu. Bine, să ne marchează mergemă. și școala, și universitatea da. și asta e foarte bine. important da. să ne merești pe mâna unor oameni care sunt bine intenționați, da. ca să nu ți o în psihologie. Dar tu acolo făceai Deci, coreografie, asta înseamnă dans Dans clasic, dans popular, dans scenic. Eu înțeleg că anume datorită colegiului mm -hmm. la care tu erai, ai reușit să ajungi în China. Da, în 2009-2010 era foarte popular contract pentru noi. Eu asta pe am înțeles că asta noi de la colegiu știem de... China, Coreea, Japonia, dar de fapt în afară, după perete, lumea nu știe, să și cruci și cu voi unde. Și erau uh, foarte mulți dansatori atunci, plecau în Coreea de Sud, în China, în Japonia, în America, o în altă parte ne ducem, dar <coughs> da, erau contracte. Și noi tot la 16 ani, câteva, eram mai mulți atunci, primar ne-a fost chiar mai mulți, vreo 12 sau 15 de la colegiu, cu un coreograf, era făcută procură pe dânsul, noi eram 16 ani avem. Și prima ne-am dus în China. Nu prea minte, noi ne-am dus în parc, într-un aquapark, parc, din asta de distracție. Am lucrat două luni. Așa am venit fără niciun leu acasă, că evident tot am cheltuit. Dar dansați acolo ce făceați? Da, da, da. Dansam samba, rumba, costum cu, cu penii. Dar de ce chinezii? Că iau acolo suficient de multă lume de-a lor. Adică voiau ceva mai exotic? Da, noi suntem albi, suntem cu nas mari. Nas înalt. Adică ei se uită mai cu interes și curiozitate. Atunci era foarte noi. noi când ne-am în China, nu eram, pău, eu vedet, toți ne pozau, vin eu, pune mână pe noi, pe nasul meu. Adică eu, vezi că nu sunt blondă cu ochii albaștri, dar atunci mai erau fete din colegiu care erau mai, încă mai, mai cumva, europene pentru, pentru ei, în chinești. Și ele erau mult mai fotografiate, gen nasul meu pentru ei, perfect, până în ziua de azi, mă întreabă de timp. E făcut, nu-i făcut, băi, nu-i făcut, la. Ei vor nas mai mare? Da, la nu, și nu că e mare. Linia asta e cumva perfectă, știi? Mm -hmm. Adică nasul, e, e cum trebuie. Și ei vor, ei fac, adică cheltui bani ca să-și facă nas, pentru că la nu, și chestia asta e înăuntru. mm Îi -hmm. Ei nu au. Da, și, bine, și la mine nasul era cel mai... Uh, vin, pune -o așa, și aș la ochi puteau să-mi pună mâna, u, uh, și ochi mare ai, și nas ai. S-a schimbat ceva de atunci? Da, nu mai sunt așa. Pentru că cine e plină de turiști, de, cine de străini. Și acum nu te mai pozează nimeni în așa să vină în fața ta și să facă cața, cața. Dar ce știai tu despre China până ajunge acolo? În general, știai ceva? Jackie Chan. <laughs> Tata știi ce Eu când am început uh, în industria filmului, am și te filmat cu Jackie Chan. L-ai văzut pe Jackie Chan. <laughs> Tata, îți pare că el cu autobuz, cu metrou, zi de zi, 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 zi. unde? <laughs> Dar ți-ai <t> <laughs> dori asta? Da, dar ce el în continuare ești? profesează, adică el da, îi da face actorii. da, nu de mult, am mai ieșit un film care e domnului l-a făcut. Adică... Îți imaginezi? Prima Moldoveană care, care s-a filmat -a cu Jackie Chan. J -Chan. Uh, Chen Long. Chen Long. Dar ei au făcut un nume mai internațional, Jackie Chan. Da, eu și l-a făcut. Uh, da, știam numai Jackie Chan, altceva nu știam nimic. Și cum ai înțeles că ai vrea să revii? Totuși voi ați fost pe perioadă scurtă, la 16 ani, după aia te-ai revenit la 18. Mie mi-a plăcut, atunci eram, vă spun, eram 16 ani avem. Și cât mi-a plăcut că mă simțeam așa vedetă și eram în centru atenției, tot timpul Eu vin aici și trăiesc după ce termin. Eu aici vin. Și când de acasă eu după curești mă duc în China. mama, îți că... Nici nu te gândi. Că e departe, că e altă cultură și tot așa. Și oricum am plecat și... Ai plecat deja la 18 ani. Și jumate. Când deja ai înțeles că o să fie acolo o perioadă mai îndelungată, care au fost primele impresii despre China, nu aia ca turist când o vezi, dar ca persoană care planific să locuiască acolo? Cred că peste vreo patru ani, când am înțeles că eu aici rămân, eu vreau aici să... Când am început să activez deja în altă sferă, da? în social media sau în actorie, Cred că nu am început mai bine să înțeleg cultura chineză, pentru că la început eram, nu, peste un an jumate abia am început să vorbesc puțin în chineză, dar de la bun început, când am coborât din avion deja a doua oară, în, era în orașul unde erau unde 30 de milioane, orașul Chongqing și când coboram din avion, am respirat și eu că eu am acasă, eu am ajuns acasă. Ca acum, știi, aveam mulți ani în urmă, am trăit acolo, de mulți ani urmă, și în sfârșit cumva m-am întors. Am avut așa senzații din prima. Dar cu timpul am înțeles că eu am venit și nu doar să, să fac bani, să nu știu. Tu inițial te-ai dus cu gândul să faci acolo da. bani, mm -hmm. tot ai dansat prima da, perioadă, dansa ai tu, fost care profesoară de, de dans, ai lucrat da. și... Așa, cum îți citei, 2-3 ani aveau chinej, copii. Am avut 40, doamne, ne și din minț cu dușanță că nu mai vreau nu mai și prostat. Dar ai făcut și ai fost și manager la hotel. Da, aproape un an de zile, hostest, da, nu cred mm -hmm. că mai bine mm -hmm. corect zice, întâmplă la hotel și îi duceam la recepție pentru că ei aveau nevoie de o față cumva străină. Și era da. bine plătit, adică ok era. Cum s-a părut iat, China, prima perioadă, acum deja tu știi tot cum funcționează, dar diferența e atât de enormă de Republica Moldova și Spațiul ăsta european? Da. Știi când în rusă China se numește pani Uh -huh. apia că noi suntem aici, dar e acolo. Sau invers, cum vrei, știi? Unde vrei acolo le pui. E total diferit. Gen, dacă luăm acum aspectul uman, viața, arhitectura, orașele, stilul de, nu știu, comoditățile de a trăi, e totul diferit. Adică e mult mai avansat totul? Da. China e, oh, 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 e foarte departe de Republica Moldova. E foarte departe. Dar eu niciodată n-am cumpărat, nu compar China cu Moldova. Păi, că cum compari? Un miliard și patru și trei milioane. Nu ai cum să le compari. Dar dacă vorbim acum de, ca tu m-ai întrebat, adică de viață, adică e, e foarte avansat. Cum ți s-au părut la început chinezii? Zgomotoși. Toamne, când am ajuns, nu știam unde să mă ascunde, deci, dă și așa de tare vorbeau vorbesc și acum, mai ales în, depinde de regiune, Că fiecare, ca să înțelegi fiecare oraș sau provincie are cultura sa, bucătăria sa, dialectul său și felul de a fi ca chinez. Și sunt diferiți peste tot. Adică nu poți să iei din Shanghai sau din Beijing sau din Chongqing și așa mai departe. Și la mine în oraș erau foarte, vorbesc foarte tare, dialectul ăsta din Chongqing e foarte... Aaa, și și cu voi, sfătiesc și facă eștia chinezii, să, chinezii fiecare să sușit, să bat, să... Și foarte zgomotos era, mă dorie capul de la dânsi, adică erau mult, um, mm. mulți, evident mulți, că eu când am ajuns erau așa, ca furnișele, știi? Foarte mulți și foarte friendly. Hello! În China, hello, 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 la dânsii, și hello și până în ziua de azi, hello, te vedești, hello! Adică, și zâmbesc, adică binevoitori așa. Da. Dar ajut turiștii, gen, uh, da. receptivi atunci când mai apelezi pe ajutor? Da. Și acum chiar că, și vorbeam noi, că dai seama că nu spun chiar, adică, pe păi, eu acolo trăiesc, evident că spun de bine. Dar chiar, chiar sunt chiar friendly, adică, nu știu, cineva din Instagram mă scria că Gabi, nu știu cum, că eu mai povestesc și în Instagram, că e la noi în Franța așa sau e la noi așa. Oamenii ăștia care pleacă din China, cumva sunt oamenii nu știu, care nu se mai întorc în China sau asta nu sunt oamenii care reprezintă China. Dacă vrei să vezi un chinez adevărat, vin în China, că el e acolo. Deci să știi, care noi. Cu rădăcinile e acolo, e, să vezi cu adevărat. Dacă nu știi ceva, ți arată. Dacă el nu poate vorbi engleza, tu nu poți vorbi engleza. Gesturi prin limbajul gesturilor, vă înțelegeți. Eu când mă duceam să mănânc înainte, la început, în China, nu mâncam, că mâncarea era foarte iute și eu nu mâncam și până în oameni de zile mânca hamburger, pizza, nu știu mai ce, sau singură făcea mâncare. În oraș, cumva am și putut să cunosc, aha, găina asta e noi, uite la găină. Și când mă ce nu știam cum să zic găină. Și arătam, co 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 te descurci, știi? Și ei vor să te ajute, ei să, să și tu arăți și tu vrei, știi? Dar în cât timp ai învățat limba chineză? Să mă descurt așa, să mă descurt cât de cât, cred că un an, jumate, doi. Dar ce ai făcut pentru asta? Ai făcut cursuri sau? Am făcut dans popular la colegii de coreografie, am auzit muzical. Aha, și ai fost atentă la ceea da. ce vorbeau în jurul tău? Eu tot sunt, după auz, după sunete am învățat. Deci eu nu am accent în chineză? Pentru că eu cumva îi copiam pe chinești, cum îi spunea, de exemplu, șifan, să mâncăm sau alții cuvinte, eu eram atentă. Și la mine cumva memoria asta sonoră este foarte bine înțeles. Eu cred că la mai mulți moldoveni, când foarte mulți moldoveni talentați, germană, franceză, hai să fim serios, și, și, limba nu vorbești moldovan. Acum, acum este una care în chineză în fața ta, dar tu la interviurile tale care eu cred că din Italia, Franța, Germania, ce nu e. Nu e, nu e da, așa nu știu. Am impresia că rapid învață. nu foarte noi, mulți moldoveni în care sunt în China vorbesc. Noi suntem flexibili. Nu, noi aici eu. am avut și limba rusă, e diferită totalmente de limba română. Da. Noi ușor învățăm italiana, spaniola, deja engleza, mulți mm. o vorbesc aici. Dar tu n-ai făcut niciodată cu un profesor de chineză? Am încercat, când am început uh, să fac lecții de actorie, am luat o profesoară de limbă oficială, mandarină, chineză, pentru că eu, inițial, din greșeală, am învățat dialectul din Chunqing la început. Eu nu știam că eu învăț ceva ni tot. <laughs> adică tu ai învățat cumva limba română vorbit în Republica Moldova. Așa, cum pic mai... Da, 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 da. și faci, hadie, măi, da, da, da. Dar nu, uh, dialectul nu se, nu se aseamănă. Sunt dialecte care chinez cu chinez poate să înțeleagă între dânșii. A, ah, deci nu e ca română vorbită în Republica diferit, Moldova. Este da, este total uh -huh. diferită. Și eu, uh, eu învățam, eu știu, spun, eu și auzăm, eu și învățam. Și când până o trecut un an și ceva și cineva din prietenii mei și spune că băi, dar tu așa de vorbești dialectul nostru dintr-un Cioncin. Și cu tine, cu care dialect și vorbesc eu. Și eu atunci m-am aflat că eu nu am învățat ce trebuie. Dar mai pe urmă asta mi-a dus succes. Pentru că străini care vorbesc chineză sunt foarte mulți, dar care vorbesc un dialect sunt foarte puțini. Și asta era iziuminca mea. Și în continuare este. Da. Acum am deja îs mai mulți, mai mulți. Care special cumva învață, da, adică merg și fac asta intenționat, la mine a fost în greșeală. Și foarte mulți, istoria mea au luat și au copiat-o ca să fac content în TikTok pentru TikTok-ul lor străin. Aha. Adică să mai apreciați. Adică... Eu sunt izvorul de content, știi? Viața mea e. În o să ajungem, dar. Spunem, cât e de complicată limba chineză. Tu deja Ei știi. În plus, uh, au mai mult de 5.000 de caractere, de ieroglife, da? Și sunt care chinezii nu le cunosc pe toți. Adică e imposibil să cunoști. Este foarte grea limba chineză. Gen dacă să luăm acum terminologia medicinală, de exemplu, eu nu o înțeleg. Adică eu îmi dau seama că noi vorbim despre unele părți ale corpului, organe și așa mai departe, dar dacă noi vorbim despre un diagnos sau ceva, eu n-am să, -am să traduc nimic. Pentru că ea este cumva are termenii ei, adică nu e. E și dacă tricată. tu nu te-ai confruntat cu și până acum, e da, da, că adică eu vorbesc ceea ce eu în viața mea. Este foarte grea. Spun că am încercat cu o profesoară să fac lecții. Am făcut doar două. Și nu pot. Eu nu, nu, pot să învăț atunci când cineva mi arată și îmi spune trebuie să înveți asta, asta, asta. Aici nu rămâne, e gol. Nu rămâne nimic. Și zic, hai ca să mă învăț să și m-am Dar cât de mult chinezii respect faptul că un străin le învață limba? Foarte mult. Și mereu îi laudă. O, ni așa da, Asta înseamnă că chineza ta e foarte bună. <laughs> eu cred că să văd ochii cum eu, din, a, a, dorim să faci <laughs> că Dar da, pe bine, iată, mi îmi place să... Eu, pentru mine limba chineză, orice vorbește omul în chineză, sună la fel. Dar și... pare că limba noastră sună pentru dâns și altfel. Sau noi suntem diferiți la față pentru dâns Nu? Nu. Deci noi toți suntem la fel, da? Fientă. Eu mă uit la chinezi și zic, băi, ăștia sunt frați și surori toți, dar ei sunt extrem de diferiți, da? Dacă ești acolo... Da, tu... e viață. Eu am impresia că au aceleași coafuri, parcă și forma ochilor e la fel, parcă și nasul la deși la fel. Dar noi vezi unul cu un nas de jumătate de kilometru, unul nas turtit, unul o gură mare, altul urecheat, acolo am impresia că parcă sunt făcuți de o mamă. Ei, îți pare, și noi suntem pe dăși Adică un chinez care vede prima oară străin, nu o să facă diferență. Și eu nu facem când am avionat, zic, băi, nu, nu deosebem. Dar cu timpul, vezi, ai să mai frumșe, -ai frumos, la este nasei frumos, la este zâmbit, este ochi, să la nu știu ce. adică e oricum îți dai seama, te adică începi să-i rărești. În China cât de bine se vorbește limba engleză? Ei sunt receptivi la alte limbi? Nu, pentru că au un accent, zice. trebuie să recunoaștem, te duci undeva... Condorii nu să mai talentați ca chinezii la limbi străine, pentru că lor le se dă mai greu. Noi putem să preluăm și accentul un... celor yau... Iată în rusă, de exemplu, sau în engleză La noi cumva parcă copiezi accentul Sau tu cum faci în chineză Dar da -te -te -te. -te -te. chinezii vorbesc într-o limbă străină, în special în engleză Cum am auzit eu, parcă tot e un soi de chinez, Cu accentul ăsta Dar rușii așa. nu fac la fel rușii, nu... da, da. Nu-i discriminez acum, chiar că nu am motiv Să fac acum pe tema asta Dar când un, un rus în China Când noi suntem ca străini Tu l -auzi că e din că e din Rusia el vorbește cum vorbește în rusă Exact așa vorbește în chineză Iau accentul lor și acum chiar când nu sunt super, pentru că, băi, nu am... Dar chinezii tot nu prea au talent la... Adică sunt care vorbesc, care trăiesc în altă țară și vorbesc foarte bine că mamă hâi. Dar ăștia care sunt locali, da, și învață o limbă, greu li se dă, da? mult mai greu ca, nou, ca noul. De limba engleză m-a întrebat, în orașele mai dezvoltate, mai intern, spre exemplu, Shanghai, acolo este engleza foarte bine dezvoltată. În orașul unde eu acum locuiesc, te descurci, Adică dacă tu știi doar chineza, te descurci. Dar dacă mai mergi prin sat... Dacă știi doar engleza. Da, engleza, da. Dacă mergi undeva într-un sat, evident că nu. Adică... Nu, ca noi. dacă în Chișinău ești, atunci ce o să te Da, dacă oameni. ești prin centru, tu mai ai noroc de un chelner care vorbește în engleză, duci în sat să gădac și nicu ne-am Eu? <laughs> și eu în, chineză, în, engleză nu vorbesc în chineză adică e, e același dar spune-mi, ai avut situații când tu anumite cuvinte le-ai înțeles semnificația greșită sau poate le-au și o altă A, da? însemnătate și ai făcut gafii din astea de care acum îți amintești ți-este rușine? Uh, nu știu unde era, nu era filmări de film, era undeva la o emisiune și era cuvântul căpșună mei în chineză căpșună și este prostie să te tot ai cuți, sau cu mei. Și zis și de, Eu, eu n-am pus corect accentul. Și chinii și ha, 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 ha. Și așa, ia mai zi odată. Și eu încă o dată am citit. Și iar s râd. -i eu nu știu, nu, nu am dat seama. spune, cum, aici, cum e prostia asta în engleză, în uh, chineză? Sau nima. Asta e să... Păi, m-a mama, dar lasă mama, nu, gine că să în română, știi? Mama știi că mai scap ce prostie. Și după tu ai realizat că de fapt ai spus o prostie. Da, sunt cuvinte care se accentul doar diferit. Ele se scriu ca ieroglif diferit, dar ca uh, cu uh, literele noastre, la fel și sunetul. E, îți uh, pare că e la fel, dar nu. Și câteodată... Dar oricum, știi chinezii, adică ei sunt foarte... ei uh, se râd și înțeleg tu ești străin, știi, iartă, știi? Dacă ar în chineză ar, ar fi altceva. Dar uh, normal, adică nu. Dar tu știi cuvintele necenzurate în chineză? Adică tu poți să înjuri acolo? Că... Da. <laughs> Dar o străin că se duce, adică într-o țară străină, prima și învață. Prostiile. Prostiile și nu, nu e corect. Vreau să vorbim un pic despre cultura și tradițiile chineze și în special aș vrea să îmi spui cum este viața într-o țară comunistă. Țara cum îmi spune o prietenă mea, mă dă, hai comunista mea, hai să mâncăm. <laughs> e așa mă numești pe mine. Ai <laughs> mai. păi cum e? Eu până când dacă stau încă până, acela, până, în ziua de azi în China, e ok pentru mine. Adică cumva foarte multă lume crede că în China persistă comunismul care a fost cândva. El nu este. Adică dacă chinezii trăiau rău, ești așa, adică ești mult și toată lumea zice că ei, chinești pe sunt, știi? În orice țară, sunt chinești, dar eu consider că atâta timp cât națiunea trăiește bine... Tu ziceai că la voi este acolo internetul ăsta intern, da. noutățile interne uh -huh. și tot așa. Iată faptul că China e destul de închisă. Uh -huh. Asta vine de la comunismul ăsta da, și prevede da. în esență. Da. E un avantaj sau dezavantaj? Tu cum îl vezi? Uh și are și avantaje și dezavantaje pentru că, de exemplu, avantaje sunt că ei sunt iarăși, sunt foarte mulți și aplicațiile care noi le avem sunt de ajuns, adică ei au un fel de Instagram al lor, adică nu Instagram, dar au social media lor aplicații, au și Facebook de lor și YouTube de lor, au totul, totul și ei de ajuns. Dar cum noi vedem în ziua de azi, adică chinești sunt și în YouTube-ul nostru, și în Instagram-ul nostru, adică ăsta alt. Știi, adică ei se folosesc. Ei simt nevoia să mai iasă un da, pic Da, adică din... un chinez care vrea să fie informat și pare că este într-o cutie, el găsești informații. Adică, poți acolo, există da. posibilități, folosești vpn Sper și nu mai <laughs> Nu blochezi VPN-ul. <laughs> VPN-ul e complicat de blocat acolo. Da. Dar folosesc VPN, da, adică, adică, fiind e... în China, ai o aplicație care uh -huh. face în așa fel încât, de parcă ești din altă țară. Păi, da, poți folosești Instagram. Mei, Voi Instagram-ul, mod obișnuit, nu puteți folosi. instagram Facebook, rețelele sociale astea europene sau internaționale. Nu. Prin VPN. Doar prin, da. prin VPN chinezii m-au învățat cum să iubesc țara mea, Moldova. Și eu asta am înțeles când s-a început pandemia în China. Eu așa oameni uniți, așa națiuni uniți, eu n-am văzut nicăieri. Absolut nicăieri. Când au spus că stați acasă, nu a ieșit nimeni din casă. Dar, scuze-mă, te rog, noi am stat acolo foarte mult închiși. Adică gen intern. Hotarele erau închise. Și eu, eu eram la balcon, la, în apartamentul meu, în uh, Ciuncin, încă și când ieșea afară și era zărani de om. La balcon stăteam. Un om nu era afară, un om. Și tot nu lucrau. și tot nu primeau salariu, statul nu dă de bani. Nu le plătea la nimeni. Nimeni nu ieșea. Dar ascultau de ce ce se și toți în internet se încurajau unul pe altul, oameni buni nu ieșiți sau astea, adică erau foarte, înțelegi? Ce vreau să zic? Dar cum funcționează într-o țară comunistă libertatea de exprimare? Ei există? Adică tu acolo poți liber să faci glume, să vorbești? Despre ce? Despre... Nu, zice despre politic ispre... sau despre nu. anumite? De nu. Nu faci? Nu. Nu. Dacă vrei să faci o glumă despre... Depinde și de cine faci glume. Că nu se mai șterge tot timpul. Adică sunt oameni... că Eu mai găsesc. Adică iarăși noi intern vedem. Adică noi avem. Uh -huh. Dar uh, depinde și de glumă. Dar sunt și memori, sunt și... glumii duri din astea despre politicieni nu e o chestie, nu e o normalitate în China. Nu. Cum? La noi aici poți să spui sau în Statele Unite, acolo e dur de tot. Da, da. Acolo nu. E ca dacă să luăm Statele Unite și China, e ca facem comparații, da? Nu. Dar vorbim despre stilul vestimentar, cât de mult te regăsești? Am văzut că tu porți haine din astea reprezentative Da, am luat cu mine acum Moldova foarte mult, că mai am și să fac pentru mine niște proiecte și aveam nevoie. Dar mă regăsesc, știi, de ce, că ei sunt liberi, ca iar vorbim de comunism și cât de liberi oamenii sunt acolo, tu mai întrebat de păreri, dar eu spun că de investimentații. Fiecare îmbrun și vrea el. Ai stilul tău, ești foarte sunt care stilați, mamă, că ne vieți pe stradă. Cum... Și eu nu pot așa să mă îmbracă, înțelegi? Eu că nu știu este ta, talent la stil. Adică la stil de care se evidențiază foarte, foarte mult și stil din asta chinez sau chiar dacă nu e chinez, ei sunt care sunt foarte, foarte stilat pe stradă, îi vezi, merg, cu și stilul ăsta chinezesc, care eu am spus că am câteva rochii, tot îmi place. Stilul meu, eu mă regăsesc că eu acolo sunt liber, că nimeni nu mă judec cum am îmbrăcat, cum am ieșit, cum ce-am făcut și nimeni nu se uită la tine, adică dar ei pun mare accent acolo pe modul cum arată. Da. Deci femeile se îngrijesc și bărbații se îngrijesc destul de mult. Dar da. un pic e altă viziune față de frumusețe acolo. Da. Iată, noi vorbeam cu tine înainte de interviu că tu ziceai că stilul ăsta de machiaj european, pe care l-ai acum, Ca, nu te trebuie Trebuie să spui că Dorin m luat înainte de nuntă. Eu mă duc cu oameni la nuntă. Eu acum sunt pentru nuntă, machiată. Că eu de obicei nu sunt așa machiată. Că, uite, asta a la Dorin, au și s gătit. <laughs> <laughs> Eu asta așa văd, înțelegi? machiajul este supra Dar dacă a prins, ai fost, dacă ai fost în, în China, cum era machiajul? Eu te cu, 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 cu o pomadă și cu nimic. Da, deci acolo nu se... Nu, asta eu, eu. Uh -huh. Dar nu, se pachează fetele și le au multe secrete de frumusețe. Cum să-și fac fața mai mică. De exemplu, dă și fața că cum la mine e și asta. Ovalul ăsta, nu știu cum e ovalul. e, e a lor, etalon de frumusețe a lor. Capul mic tel tot e de frumusețe. Pielea albă e etalon de frumusețe. Dacă ești bronzat, lucrezi în câmp, la prășit, vai de cap tău, n-ai bani, stai în soare, tot. Și noi suntem la mare, tăi, străinii. <laughs> Dar care este atitudinea acolo față de femei? Mmm. Sunt respectate? Da. Există violență? Femeia domestic? este, eu cred că mai există, poate ea nu este chiar atât de arătată și nu de văzută, dar au mai fost cazuri când noi am mai văzut în internet că e cumva ascund, eu cred că foarte mult, anume de cine, de cine de, uh, bătei, da, de violență. Dar în general, cum vezi așa în general, atitudinea față nu e, Dar atât, uh, spre femeie este, femeia este cumva decidi cam tot. Nu că cu pumnul masă, dar e, cum o să spună soția mea, na, 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 și să zic că ia, banii sunt la dânsa. Adică nu-s bărbați din ăștia, pun o masă și vă așa Pentru că happy wife, happy life. În China lucrează asta. Îmi da. spune un pic despre obiceiurile și tradițiile lor, care ți par cele mai faine, care un pic mai stranii. Păi, am mai spus despre asta, nu-mi plac nunțele chinezești. Sunt frumoase, au tradiții, iarăși cu închinarea, cum se închină și la noi, da față de părinți, cu ceaiurile astea, când te duci acolo să dai ceai la părinți bei. Spui mama, tata la socri, mama, te rog, be, ia ceai. Uh -huh. și, adică sunt niște unii tradiții, dar mi se pare că e foarte scurt. La ora dimineața, mirile cu mireasa s-au trezit și la ora 1 nu te-ai terminat ziua. Adică la ora 12 lumea vine să mănânci, la ora 1-2 toți au plecat. Atât. Da, dansuri, chiuială. Nu nu. Furatul miresei. Da cu găină. <laughs> în ușă. Nu. A, au um, compararea cumpărarea asta, frații, surorile sau prietenii vorniciele de asta din partea miresei, uh, fac diferite concursuri și tot șeri bani de la nirii. Dar, adică tu ai vrea o nuntă moldovenească. Ei, dar nici chiar așa, că e prea obosit La noi e și adică, dar vreau cumva să fie un mix. Dacă nu o să primească mix acolo, o să facem și în Moldova pentru a noștri. Dar ei au uh, dansuri? Deci uh, dansează? Nu. Poate să aibă cineva ca dansator să vină să facă ceva numere. Uh, există moderator și atât. Asta nu prea îmi place. Adică nu -a treci prea repede. Îmi pare că ziua asta așa e de important și cum voi așa... Trei ceasuri tot lumea se acasă, știi? Adică nu e... Parcă nu e ok. Dar care este atitudinea chinezilor față de alcool? Păi... nu știu, e bun. Da? Deci ei consumă la sărbători, nu au da, probleme. Da, vodka lor, vodka asta lor chineză din orez, care are 40-50-60%, neapărat trebuie să fie pe masă la orice sărbătoare, mai ales Mao Nu știu dacă ai auzit de... Să ții minte, Mao este cel mai, cea mai bună vodka în română, se zice la vodka. Vodka, vodka, Da, vodka, o știi... asta chineză e E cea mai bună, Mautaius, o cel mai... Dar... Și e foarte scump. Vinuri ei beau? Internațional, din care sunt importate în China, e și moldoveniști, și australieni, și italieni. Și da, știu, că Moldova destul de mult export acolo. Eu am vândut. Tu ai vândut vinuri moldovenești în China? Da. Am Iată, vândut. eu o să-ți dau un cadou. Așa. Am pregătit pentru tine ceva fain. O să-ți placă. Eu am un partener, este Aurelius și am aici un muscat rozé dulce vin spumant. Roze, preferatul meu. Și tu ai zis că vrei spumant și mie îmi da. plac uh, uh, vinurile mai mult uh, dulci, uh -huh. nu seci, dar le beau și pe cele seci. Știți, îl dau pe ăsta și sper uh -huh. să-l guști cu ai tăi acasă, Mersi, înainte de simă. plecarea da. în China, știu că o să mai fie aici o perioadă. Da. Da. Dar dacă nu, poți să-l în China și să-i servești pe prietenii tăi de acolo. Sper să-ți placă. Mulțumesc! Tu faci actori actorie în China. Cum ai ajuns actrița acolo? Întâmplător. În 2017, de fapt în China toți străinii pot să se numească actori, pentru că actor de masă este nevoie zi de zi în China. Și acolo merge, evident că nu, ai, nu te ia nimeni prin plan sau nu ai text, dar eu am, mie, cineva mi-a scris de manager chinez, că uite, este nevoie de o fată, să joace o studentă, tu după tipaj ești ok, hai să mergem. Și eu fost prima oară când am merit pe o platformă de filmare și eram, oh, eram ca pește în acvariu. Mi-a plăcut Simțeai foarte bine. Mult. Da. Era, oh, și, și străinii acolo să duci pe palme. Acum nu nu, nu. nu? Atunci, dar atunci? Atunci și cumva, iarăși, când, prin 2014 când am ajuns era, nu, 2010 când prima oară am fost. Era, dar deja în coace era, nu era așa de și deci tu ai început cu un rol extrem secundar, de secundar Da, acolo am avut două zile Am făcut aproape 400 de dolari Pentru că ții minte anuncerile legate de, de film Și mi-a plăcut foarte mult După care eu am început Asta a fost prin 2017 chiar Eu cred că mai încurc ani În data Și mi-a plăcut mult și am început să caut profesori de actorie Plus eu atunci am început să fac video În social media în China mm -hmm. Și datorită video Videourilor da, am început să primesc și alte oferte. oferte. da. Dar am făcut și lecții de actor, nu am făcut punct, câteva luni, dar eu s că contează foarte mult studiile, dar dacă tu nu ai experiență, nu, nu ai ce să faci, adică exper experiența foarte mult contează. Și dacă ai o ofertă, neapărat trebuie să o accepti da, ca să Da, ca să-ți faci iarăși, da, și după asta a urmat, iarăși datorită social media, emisiuni și cumva, chiar dacă China este foarte mare, lumea asta este foarte mică. Dacă te știi un regizor și cumva ai plăcut, ai lucrat bine, că foarte mult un aspect contează în cum te comporți pe platoul de filmări. Pentru că sunt străini care vin și că, iată, cu o afinit e că Starbucks, așa să Starbucks, să zic, atunci, și adică, și sunt multe, multe detalii care nu sunt ok pentru un proiect mai mare. Și acolo când trebuie să ai un proiect de 2-3 luni, tu stai într-un într hotel cu, nu știu, 150 de oameni, 200 de oameni, tu stai zilnic cu Și Asta e o viață foarte mică, dar tu zilnic. Și tu trebuie să fii, să ai, nu știu, să te comporți ok, adică, pentru că oamenii tot se vede. Și dacă tu nu ești ok, cauți cofii de la Starbucks și oamenii nu ți dă și tu ai probleme, a doua oară nu te mai e nimeni. Adică nu te mai invită. Că lumea, se, cercă foarte mic. Dar tu ai reușit să pătrunzi în lumea asta? Adică tu acum figurezi pe anumite liste, oamenii te invită când au nevoie, cum funcționează? Iarăși, prin TikTok. Să vreau să spun aici, pentru că mulți mă întreabă și îmi scriu de TikTok-ul ăsta chinezesc, el este, se numește In Inițial tiktok vine din China. Este aplicație chineză. Și eu acolo când am început să fac video, am început să mă invite la diferite emisiuni televizate. Prima oară să că a fost la CCTV One. Asta e cu un fel de... Moldova 1. Uh tremurau buzele, erau uscate, eram, tremuram toate, avem așa emoții. Și am dansat și un dans popular, când m-au rugat, zic, fac și vreți. Era foarte emotional. Erai fericită? Da, asta tot prin 2006, cumva tot prin 2006 s-a întâmplat. Și, dar mi-a plăcut. Dar eu și acum apăsam emoții când facem o emisiune, adică primele de două minute, oricum sunt emoții, adică persiste. Și când tu deja participi, ei între ei iarăși se vorbesc. Păi uite, avem nevoie de fapt, eu pi Gabi, că e ok, e bravo, vorbești, dansează, faci tot ce vrei. <laughs> eu știi, și iarăși mă invitau. Și după asta cumva păiehă pa, 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 la panislos. Acum e vorba și ea. Dar tu ai și un alt nume în China. Da. Gabi, șau, șau. În jos accentul. Șau, șau. Șau, șau. Dar tu ți l-ai Nu, un prieten chinez mi l-a dat. El nu-i tradus Gabi în chinez. înseamnă soare, sunshine, nu știu, energie pozitivă. Uh, și mi-a spus că nu mi se trebuie ca să potrivești cum, de caracterul tău, de tu cum ești. Și așa și a rămas. Și cum a evoluat cariera ta în actorie? Tu ai câteva filme, ai inclusiv unul dintre rolurile principale. Da, deci tu ai venit din Serbia, mm -hmm. în China. Da, și... student, am făcut studiile în China și vorbea dialectul din Chongqing, din orașul meu. Mm -hmm. Dar care era ideea? Că acest rol a fost scris, tânăra o numește, se numește Va, Valia, în chineză, dar cred că e Valea, în română, nu să mai mai rusă, română. Și acest rol a fost scris pentru mine. Eu nu am știut, când am deja mers la casting, directorul filmului, serialului, mi-a spus că rolul ăsta este pentru tine. Pentru că el se uita, la, cum eu evoluam în internet timp de 2 ani, a fost scris scenariu pentru serial, Că s-a scris scenariu, el tot se uita la cum eu vorbesc, cum eu povestesc, pentru că eu în internet îmi viața, mea. Și el s-a uitat și biografia mea, cum am ajuns în China, am învățat dialectul ăsta din șuncin. Și tânăra Valea tot vorbea de din Dar era, ea nu era ca mine, eu sunt mai extrovertă, ea era mai așa, mai, mai rușinoasă, leagă. Mai, și mi-a plăcut că nu m-a făcut exact cum eu sunt. Că și că de acolo, deci pe bune, au fost multe zile de filmare, deci da, am complex. avut, noi filmat trei luni și trei luni vreo cinci zile undeva. Din noiembrie în 2020 până în februarie 2020, 2021. Wow! Da. Și era, noi filmam, adică când ai un rol mai principal, erau câteva roluri principale, când eram eu, un rol principal era o chinezoaică, dar când ai un rol mai principal trebuie să stai mereu în locul unde sunt filmările. Adică dacă ești mai secundar, poți să mergi acasă, când iau nevoie, iar te telefonează, mm -hmm. și îți plătesc doar pe zile. Dar când tu ai un rol mai principal, tu trebuie să stai de la bun început până la sfârșitul filmărilor. Când uh, îi mai adăugau uh, filmări pe parcurs, adică directorul poți să uite și lui ceva, el se gândește, vrei să mai adaugi ceva. Și noi eram trei luni și ceva, am trăit acolo. Și înțeleg că abia acum filmul a apărut? Da, recent acum în, în mai sau în aprilie. Da, acum câteva luni. El încă merge în se serotează în, în, China. Așa, și ce se întâmplă? Serialul, serialul. Ce se întâmplă când apare un asemenea serial, când tu ai unul dintre uh, rolurile principale? Deci chinezii încep să te caute pe rețelele de socializare. Da, Devii da. superstar. Dacă filmul are succes, și devii superstar. Dacă filmul nu e de succes, da, dar mi-a scris, adică nu era gen că pentru că noi știam că acest serial cumva nu o să aibă un impact foarte mare, pentru că acum nu este cel mai bun potrivit timp să iasă după pandemie. Piața nu este ok acum cinematografică în China <coughs> și mai multe detalii, dar e destul de ok. Adică eu cumva nici nu mă aștept niciodată să am uh, popularitate, să mă caut, eu vreau ca eu să am mai multă experiență, eu vreau să mai merg, să mai fac să mă mai cheme și după asta nu știu dacă datorită lor, dar am avut proiecte foarte mari după ce în serialul. Ai să-mi zici, pentru că unul ai, e unul cel mai recent. Dar spune un pic despre chestia asta. Care sunt onorariile acolo în cinematografie? Deci, în funcție, iarăși, evident, că de bugetul proiectului și tot așa. Și în funcție de rol. Ce rol tu ai? Și cât text tu ai? Și cât este nevoie să stai acolo, în hotel. Și aici în serial, câteva luni tu te-ai filmat, ce înseamnă ca, ca buget? Poți să-ți cumperi un apartament în China? În China? Păi nu știu cât film trebuie să faci să cumperi un apartament în China. <laughs> e scump? Trebuie să fii Jackie Chan ca să-l cumperi deodată. Da, sunt extrem de scumpi. Cele mai scumpi lucruri sunt imobiliarele în China. Mașini, uh -huh. apartamente, apartamentul, eu nu vreau să-mi iau în China. Dacă cineva ne-a dat... Pe <laughs> deja, Nu, nu, sunt foarte scumpi. Dar cât? Un ar fi Bă, de uite, câteva e... mii de euro, câteva zeci de mii de dolari, euro? Da, de dolari. Câteva mii sau zeci de mii? Zeci de mii. Uh, depinde, iar pentru că e timpul foarte mult, trei luni. Dar vreau, uh, iată, să spun că eu nu am filmări în fiecare lună. Da, asta e unul. Doi, eu atunci aveam încă și manager care îi dau procentii ei. Pentru că aici merg, eu plătesc taxe. Eu ia și a procentii. Noi avem contract. Adică tu mai plătești uh, niște taxe între companii acolo. Este încă un procentaj de de, de taxe pentru a plăti. Și cumva mie cred că la un, sfârșit îmi vin vreo 50 de 60 de 60 asta e mult, 50 de sau 40. Adică dacă noi spunem din serialul ăsta că a fost, uh, nu știu, hai să spunem, eu acum s-o cot cât am, plus minus, vreo 20 de Și ajung într-un final vreo 8. 10, 8.000. dolari. 3 luni, asta nu e mult. Asta nu-i mult. Dar cum ai evoluat după? Deci tu te-ai filmat și în alte filme, inclusiv, da. și recent am văzut apariții de ale tale în publicitate. Da. Deci... Cu care mă mândresc foarte mult. Pentru că publicitatea asta a apărut după ce a ieșit serialul. Este, am contract cu Sephora pe jumătate de an, Sephora din China. Cred că știi se o fă. companie cunoscută la nivel mondial? Interna cred că. Da, este internațională adică este foarte mare, mică, mi-a spus, era. Aaah! Și tu ești imaginea acolo în China? Da, ne am făcut un spot publicitar, eu și încă o fată, o străină și o chinezaică, și mai avem și contract pe jumătate de an ca drepturi de autor, edică. după aia mai avut și reclamă încă una în social media acolo la mine, adică eu singur cu produsele care eu acolo am care le a văzut un spot cel în Instagram, erau aparte, le-am făcut încă reclamă. Plus mă folosesc de el. Și dacă nu este neapărat, dar cumva mai am, adică pot să le mai facă un video două, știi, adică timp jumătate de an. Asta e corect, mi se pare cumva da. e... Și asta, după asta am mai avut un contract cu berea din orașul Tuncin, care este foarte renumită în China și la fel am fost fața lor și acum sunt tot, nu știu, a făcut... billboard prin Da, prin oraș, când transmit ăștia chinești îmi scrie te-am văzut azi, nu știu unde erai. ok, eu nici nu știu, n-am văzut încă nici video, spotul, dar este gata și nu știu dacă asta este datorită serialului care a ieșit, dar iată este două contracte a venit după ce a ieșit serialul. Plus, anul ăsta trebuie să mai apară în un film unde m-am filmat foarte repede, un rol secundar și am spus câteva fraze, dar cu un actor foarte renumit din China. Nu știu cum să-i spun, să -l... Bine, eu. Dacă ne da, o să-l arăt eu în Instagram, adică este un actor foarte talentat. Adică, eu când l-am văzut eram. eram așa diferit. Pentru mine foarte mult contează experiența. Și eu când am posibilitate să lucrez cu așa oameni, eu, eu stau așa cu. eu tac, eu sunt de masă, eu stau, stau aici, nimic nu spun. Adică eu sunt gata să merg, să fac, să plătească, nu plătească, nici totuna. Dacă... Dar mie e mai bine dacă plătești. <laughs> Spunem despre faptul poți să reziști, poți să trăiești absolut normal fiind în industria asta cinematografică da. în China, chiar dacă păi, e da, uite, eu, asta? eu, nu doar în cinematografie, adică eu mai fac și video, da? adică în social media și de la o bucată, iar cum s a spus, am contracte care cumva sunt mai mari. Înainte dacă luam o reclamă, da? reclamă în publicitate, reclamă, eu l-am pe, după numărul de urmăritori care îl aveam. Acum eu iau și pentru nume, într-un fel. Să și ca drepturi de autor, merg. Și mm -hmm. asta deja este puțin altfel. Acum și adică ajungem la cum funcționează un influencer în, în China, dar vreau aici să, să încheiem cu actorie. Deci, noi știm ce se întâmplă. Nu vrei în ieși, adică din banii de actorie, dacă ai un proiect în an cu 8.000 de dolari și tu plătești 1.000 de dolari pe chirie. Trebuie lunar. să dai din coate serios. Da, dacă ai 2-3 proiecte, 4, deja e bine. Dar există invidie și concurență între actori acolo în China? Foarte mare. Pe bune? Da. Eu tot. mă gândeam că ești -mi mimi din ăștia. Uși, uși, uși. Ei ușu, E mimi. Mimi -mi tot o concurență. mimi, <laughs> mimi și nu știu ce. O să, foarte mare concurența. Noi când am fost, se mintie, anul trecut am avut un casting pentru un serial, pentru -un unicul rol feminin din tot serialul și principalul rol la care nu am intrat. Și m-am simțit rău vreo lună după asta, că nu m-a luat la sfârșit. Dar noi deja era gata contractul. Pentru că m-am dus la casting, erau, nu știu, 40 de fete străini. 40! Era COVID! Păi, te nu luat, parcă v-ați stat acasă! Era numai eu în chin rămas, știi, Tim Andrăhel. Când tine, că au plecat mulți. Și zic, păi, te nu luat, tăi. Și pe mine m-au ales. Mi-au spus că trebuie să slăbești cu vreo 5-7 kg. Zic, nu e problemă, eu slăbesc și cu 10 și nu mă luat, Pentru că își plăteau și foarte bine. Adică era un 90 de zile trebuia să fie filmate acest serial. Actorul care era, era totul unul foarte, foarte renumit. Erau scene uh, cu săruturi? No, nu, nu, ah. nu, nu. Era, era, un, nu, nu, nu. Era vorba de antic, perioada antic nu știu ce, și Adică și scenariu fain. Da, da. Mi -a, a, era un rol care eu vroiam să-l, de asta, bad girl într-o fel, știi, de asta care poate să lupti, să, Eu asta visez, eu asta vreau să joc. Mimi mi, -mi, -mi și studență, eu nu mai vreau, știi, adică nu... Așa, și... Și noi am fost la casting, m-au luat, mi-au spus așa, faci, trebuie să slăbești, ok, cred că tu, dar nu mi-au zis, da, tu ești sigur. L am zis, păi eu slăgem, 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 după asta mă sună, spun că am întrebat pe managerul meu de preț, ei s-au înțeles, semnă contractul mi-au mi expediat, eu avem, eu avem scenariul la mine, eu avem cartea la mine. Eu învățam deja de vreo două săptămâni, și pe noi iarăși ne sună și îmi spune că au luat o fată din Thailanda, o fată care este mix, adică este și chineză și străină. Cineva din părinții este străin. Pentru că, pentru că eu mă cunoșteam deja, am făcut cunoștință cu, mai, cu directorul de la serial. Și noi, noi ne-am scris online. Pentru că acolo cumva a jucat rolul nu el, dar investitorii care erau Aha, și i au pus condiția. Da. O luați pe ea și. Da. Aha, deci acolo este influența. Da, Pune despre activitatea ta pe TikTok-ul chinezesc. Tu ai acolo câteva milioane două de urmăritori. Milioane. Deci peste două milioane. Da, aproape două. Da, un milion și mm -hmm. nou, ceva de. Cum Asta ai pornit? pentru 1 miliard și patru, știi, pentru China, dar e de ajuns pentru mine. Totuși. Scuze, da. două milioane de urmăritori, nu contează China, America și tot așa. Asta e enorm de multă lume care te urmărește. Uh, cum ai pornit tu pe asta? În 2018 am pornit, la început de, de an, cu inițiativa unei persoane din viața mea, cred că o să vorbim mai târziu despre, despre el, și am semnat un contract cu companie, am făcut un, un cont de TikTok, am făcut un milion de urmăritori. Și la un moment dat, a trecut un an și noi ne-am, nu că ne-am certat, dar nu ne-am mai înțeles compania. Și noi ne-am dispărțit. Ei mi-au luat contul ăla cu milion de următori, l-au luat ei. Trebuia să ai companii ca să faci cont acolo? Sau In care... În e... trebuie să ai companie în China ca să lucrezi. Adică să ai o companie care cu tine... Aha, și ei îți dau contracte de colaborare, ei îți da, dau da, da. anumite branduri. Și tot trebuie să încep de la zero. Eu nu știam ce să fac. Dar am început de la zero în 2019. Prin iulie, eu am venit acasă în anul 2019. Și că așa cum eram pe deal, în satul Săgăidac. Și avem foarte, eram, avem acnie că nu știu, de la jet lag, nu știu, că nu, cu timpul știi că se diferă și la mâncare poate. Și nu putem să dormim. ora 5 seara, în Moldova, în China era de amoara 12 de noapte și nu era somn. Și am făcut un vid, că toate videourile mele erau un fel de stand-up online. Eu făceam, eu mă râdem de viața mea. Și eu povestesc timpul viața mea, mă uitam în și poste Și fac un video, account nou, cont nou de TikTok, Toin, nici nu vreau să zic TikTok, TikTok este internetul ăsta, e, e, bullshit, eu când îl văd, eu mă băi și acolo, nu e diferit total. Și fac un video și iar ceva postez și mă trezesc peste noapte cu un milion de urmăritori pe cont nou. Adică o explodat atât de mult, el a luat zeci de milioane La de vizualizări. Dar el am avut ori 70 ori 80 de milioane de vizualizări. Cum tu vorbești despre acneia ta? Da, eu am spus că, băi, Dumnezeu era bat când m-a născut în Moldova, trebuie să mă nasc acolo. Ceva de genul era. Că eu făceam ca zic că cum e eu am în țara mea și eu nu pot să dorm după ora din țara mea, eu și nu m-am născut în Moldova sau și. Adică, într-un oh. fel, organismul trebuie să de cu locul unde ne să născut, știi? Dar eu tot nu mai dădeam cu ora și cu astea, știi? Și, și acum, pe contul ăla, tu activezi și, și ce content faci? Tu doar vorbești despre viața ta? Nu, pentru că cât am vorbit despre viața mea, o crescut urmăritorii, când eu am obosit să vorbesc. Eu am vrut să schimb ceva. Și când schimbi, foarte greu, când tu deja ai auditorii Scuze-mă, te rog, asta e un video 80 milioane, dar eu am vreo 4-5 video, ne am 70-80, adică în total mă, poți spune că știi toată China, adică gen, adică după vizualizări, știi? Și oamenii deja stau, te-au așa, te-au oprit, că tu ești fata care vorbește de viața ei. Și când eu am început să fac vlog, uh, fac eu sport și mănânc, unde merg, lumea nu este obișnuită și mai greu primești, știi? adică merge mai greu. Dar eu continui să stau, nu mai vreau să mă întorc la stand up -ul. Acolo e activitatea ta de bază, deci tu acolo ai colaborări, da. Acum, ce înseamnă să fii influencer în China? Cât de des ești abordată de companii? Acum, poate lunar, adică ai proiecte. În funcție de ce stabilești prețurile? Pentru... Uh, urmăritori și nume. Adică ce ai făcut tu, ce ai tu în spate, dacă ai experiență colaborări cu cineva din, nu știu, Jackie Chan, de exemplu, da? adică evident că e alt preț. Dar tu inițial spuneai că dădeai preț în funcție de numărul de urmăritori. Da, și după asta deja îi cer, adică Că nu eu am început să cer băi, uite, eu să și așa, o dată în drepturile mele de autor, numele meu costă atâta, dacă tu vrei să-l folosești, nu. Asta ei au început, ei veneau la mine deja cu contract și îmi uh, cât, dacă uh, nu, uh, drepturile de autor, pe trei luni, Fă rog frumos să îmi spuneți prietul și așa și mai departe. Acum, că e mai la... Și deja mai multe companii vor colaborări de lungă durată. Până acum, cred că eram doar o dată, se făcea un video și cu asta termina. Acum toți vor mai îndelungat. Cât de mult poate să câștigi un influencer fiind prețele de socializare în China? 2 milioane de urmăritori, 5.000 de dolari o reclamă. Deci dacă ai una, două pe lună, e suficient? Dacă ai și una, e suficient. Adică, gen, ce Dar tu mai ai și o companie care tot ia procent? da? Cu care tu colaborezi? Și îi dau și plătești și taxe. Pentru fii... Deci, tot venitul care este la un influencer în China, oricum plătești taxe. În primul e... rând, toinul, el oprește taxe. Uh -huh. Se duc deodată la stat, adică taxele sunt oprite când îți vin banii. Banii vin prin toin de la contractele semnate, nu se transmite nimic pe card, nu se transmit uh -huh. nimic să ia în coloc calendar, adică nu absolut nimic. Și când merg prin TikTok, el se oprește taxe, după asta vin la noi în companie, noi mai plătim taxe, la ameli personali. Și deja, adică, îți pare că, o, 5.000 de dolari, o, 20.000 de dolari. Când ajungi tu, stai lunar o 1.000 de dolari pentru pe un apartament. 2.000 de dolari plătești da. pentru apartament. Asta se consideră o medie, ceva foarte... În orașul mult. unde eu sunt, eu, e medie. Pentru că noi stăm mai departe de centru, uh -huh. pentru că noi nu avem nevoie, pentru că adică noi nu suntem legați de un loc de muncă. Și noi stăm unde... Și înțeleg, făcând activitatea asta pe online, tu liniștit poți să da. îți asiguri existența în, în, China. Care este atitudinea chinezilor față de rețelele de socializare și cei care fac content pe rețelele de socializare? Tot așa îi iau în derâdere ca la nu, noi aici? Nu, păi de asta și spun. Eu când am dat aici în TikTok ne-am făcut cruși. La noi toinul este foarte uh, generat, uh, iarăși controlat poate. Acolo nu poți să e, că eu să ies cu tatuajul meu acum, îmi blochează video. Tu poți să-ți faci tatuaj, dar Ce nu tatuaj Acolo? în chineză e scris o frază gen ca să trăiești în China trebuie să știi limba chineză, ceva de genul. Și l-ar bloca că ei nu promovează gen oameni ca da. să facă tatuaje. Da, okay. sau dacă o fată este fără stien și se vede, tot blochează. Sau dacă te apleși și se vede, nu știu tot îl blochează. Adică video nu -ți, ai vizualizări. Sau dacă vorbești prostii, dacă bei alcool, fumezi, se blochează și contul de toin. Mm -hmm. adică, adică e controlul de asta da. Și e foarte multă informație faină, bună pentru auditorii, adică ai ce învățați de la dânșii Știi ce zic? Este da. foarte informativ Și gen, oamenii au atitudini faină față de cei care da. sunt pe rețel de socializare Și tu ești recunoscut, gen, dacă mergi undeva la evenimente, când vă întâlniți în comunitatea asta? Ei știu că tu ești cea care faci contentul ăsta pe, da. pe TikTok. Ei îmi spun că, uh, îmi spun că eu, și așa din Moldova stau și așa care vorbește dialectul din Ciuncin. Deci fata care făcea atunci stand-up, așa și-a rămas în inimile lor, Și înseamnă că cum ti primul content care le a făcut, așa la rămâne în... Uh... Cum te botează. Da. Vreau să vorbim un pic și despre um, viața personală. Deci tu te-ai dus foarte tânăr acolo, la 18, 18 ani, deja tu practic cumva ai înțeles că ai vrea să stai acolo mai mult timp, după aia ai decis să-ți stabilești. Mm -hmm. uh, înțeleg că aici relații uh, n-ai prea avut, ai fost uh, cât te-ai dus practic de pe băncile da. colegiului. Prima relație serioasă ai avut acolo în China, uh, cu un chinez. Da. Știu că a fost o experiență traumatizantă. Dar cine ți-a spus? Păi, uh, tu nu, tu mai vorbești despre asta. Da, eu în Instagram acea... mai, mai spun, pentru că uh, se mai întâmplă ceva în Republica Moldova și sunt scută, uh, sau interviurile tale mai apar și eu câteodată fac, um, cum se spune, vorbesc despre interviurile de tale. Cu, da, da, da și vorbesc în sfârșit. Hai vorbim despre interviul lui galben, ieri făcut, hai. Vorbim. Și era cumva o temă din înșelare sau la monologuri ceva au Eu periodic discut despre înșelare da. și la monologuri oamenii vin povestesc despre asta. Da, deci tu ai avut o relație cu un chinez care într-un final te-a înșelat. Da. un pic. Nu știu dacă știi mama. Mama s-a șoc content, am așa și pentru toată lumea. Mama știe că el era cam porc, cum se nu știu cum se spun. <laughs> Dar da, noi eram foarte tânără, când cu dânsul avem vreo 20 aproape de ani și noi împreună a fost aproape 2 ani, un an și 9 luni undeva. Și eu nu știu, după asta am înțeles că nu a fost acolo vorba de sentimente, dar cum noi am început să fim împreună, după aia am înțeles că el îi făcea cumva, îi făcea în fost al lui, a prietenă, chinezoaică. Aha, adică și-a găsit o europeană. Eu, da, încă... și el a început, cum mi-a spus la început poze, în toate rețelele de socializare, cu... Și eu mă gândesc, băi, să mă iubești, să-l laudă cu mine. Jesus, eram așa. Și ca peste, nu știu, o săptămână eu o să văd cu ochii mei pe dânsa de la început de relație. Nu știu de ce am fugit atunci. Ai văzut-o unde? Au o venit la dânsa acasă. Că noi ne-am dus, noi nu eram acasă, dar eram cu un prieten, când, prima oară au căzut zăpadă o dată la 20 de ani în Ciuncin. și noi ne-am întâlnit, eram eu, eu și un prieten de lui fotograf, Vreau să i facă nou niște poze. Și noi eram la casa lui, era casa pe pământ, unde era zăpadă și noi ne-am dus acolo, eram cu fotograful și momentul momentul ăsta vine fosta lui și cu ceva strică ăsta, sticla de la ușă, era sticla din ușă din sticlă. Și stric sticla. Și cade de tot, eram, eram, eram șoc. Eu nici chineza ghine, nu vorbim atunci. Dar eram, eram șocată. Ea a făcut, făcut scena asta ca da, să Da, dar ce... era ea și acum, nu știu cum acum, dar atunci era foarte... Iubea să foarte multe chestii. Și nu știu, noi cumva am continuat relația noastră. Peste jumătate de ani ne-am mutat împreună, am început să trăim la 20 de ani, doamne, să nu trăiesc cu nimeni împreună la 20 de ani, vă mă rog frumos! <gură> și care era atitudinea lui față de tine? Parcă e... era ok câteodată. Știi, e ca când este un, nu știu, abuser. cum zici la abuser? Abuzer? Nu abuzer. Abuzator. Abuzator din ăsta da. e emoțional. E strașnic și asta e, nu știu, cel mai strașnic, cred că e atunci când e emoțional. Adică acum el e bine, peste un minut da, nu știu. ce. Da, ce ceva nu-i place sau nu știu, dar nu era că el nu mai mai timp. El tot timpul era cu dânsa, adică cu fosta lui, de exemplu, da, erau, țineau legătura. Pentru că inițial eu am fost doar pentru că e să fie geloasă. Eu nu știu, eu mi-am vândut, calculatorul pentru dâns, pentru că el nu avea bani și tamam atunci am început să lucrez în hotel și salariul meu, eu îl dădem lui. Salariul meu, eu primesc și dădem lui. Vă dai seama? Nu cred. Salariul meu nu primeam mult. Dar ce era în mintea ta? erai mega îndrăgostită. Nu ce era. Te că nu o mai găsești chinezi. Eu... Un, un, miliard și ceva de oameni acolo. Eu, după asta am înțeles că era o concurență între mine și între ea. Eu nu renunțam pentru că era ea acolo și nu vroiam să pierd pentru dânsa. Era fost a lui, pe timp uh -huh. între noi. Și eu, după Dar asta, a existat violență la voi? Mama, e mă și A fost o dată. Eu sunt persoana, dacă noi ne certăm, eu am nevoie să mă liniștesc. Și sfatul meu. În orice situație, ce sunt, nu contează ce se întâmplă nu scrii nimic în internet și nu spune nimic, mergi și te liniștești. Indiferent de situație, un om trebuie să-și să revină. Măcar 10 minute de la dispoziție ca tu să-ți revii. Și după asta continuă. Pentru că internetul ține minte tot și omul atunci rămâne și mai dureros. Era o ceartă la noi într-o zi și cumva el m-a împins și eu m-am lovit cu spatele de dulap. Cumva au fost o zgârătură, nu cu până la sânge, dar a fost așa pe spate. Și am chemat poliția că nu vreau să mă ales să ies din casă. Mama, mama și bufșoc, deci el te ținea ține. în casă, pe buni? El nu că mă ținea în casă, că, zic, că a rugat, era legat în casă, știi? Nu, dar nu, nu mă lăsa să plec, pentru că noi ne certam și el cumva crede că eu nu știu, nu vreau să iau apărarea, nu știu ce crede el, mm -hmm. că mă duc, nu știu ce sunt, în capul lui era, dar nu mă lăsa să ies din apartament. Dar eu atunci nu sunt ca acum, acum sunt mult mai educat și emoțional și mai mult de... Din mai multe puncte de vedere Dar atunci nu m-a să ies. Și avem meseric și mai mare. Cum tu nu mă lași? Și ești tu să nu mă lași, să în casă. Și am chemat poliția, nu poliția. Și cu asta s-a terminat relația asta? Nu. asta m-a continuat un, nu știu, vreo jumătate de an. Până într-o zi. A, a, da, am trecut, am sărit uh, momentul culminant a relației, că el m-a înșelat cu fosta lui. La început, undeva noi deja trăiam împreună. Și eu eram la serviciu, la, în hotel și fosta lui mă sună. Că noi suntem amândoi acum... A, ah, nu, era, după, era noaptea. Că eram după serviciu, terminam uneori târziu, uneori nu mai avem, făceam desea meeting-uri, nu meeting-uri, dar ședințe. întâlniri. Uh -huh. Da, ședințe și noi terminam mai târziu. Și era, știu că era ora 1-2 din noapte și ea mă sună și îmi spune că eu sunt cu Densu, cu prietenul nostru comun, <laughs> în pat în casa lui. Și tu? Și eu zic, și, și acum vrei? am vrei. Nu i-am zis că duci crieți sau... Eram cumva, eu nu știu cum, deși eu așa reacționam. Și spune, vin și-ți vezi. Și eu zic, hai că vin să văd. Și eu am venit, i-am a întâlnit jos, pentru că acolo erau căzi astea private și trebuia să nu Ia Ea, unit în pijamă, m am întâlnit. Noi am i am urcat pe scări sus. Și am apres pe mine. Și? El s-a trezit. El dormea? Da. Adică i-au vrut uh... Da. Să rupă cu Ca eu să văd cumva cum el se comportă cu mine și eu credeam că, că -am spunea pleacă, nu mai lasă-l, el ia mie-o sau ceva de... Adică el spunea mai multe chestii. Și care a fost reacția lui? nu ce aici ce crezi că ea are ciclu, noi n-am făcut sex. Da. Dar dacă ea n-avea ciclu, adică care era? Adică tu stai cu dânsa, voi sunteți în pijamă și erau dar și-l mai tărce și mai enervat, că erau în pijame la fel, Era din astea, cupăl, știi, haine de este tot una care fac mama, tata și copilul. Băi, asta e... nu mă înerva de ce chiar era am... <laughs> Dar ce ai simțit atunci? De genul, tu ești într-o țară străină, Eram, la capul era... lumii, da. ăsta te înșală, tu lucrezi acolo până la miezul nopții. -ai și și -a -a la... salariul lui da Tu Îți dai seama la cât de... Și atunci s-a terminat tot. Nu, <laughs> asta la început de relație zic era. După asta noi încă uh, jumate de an, nici jumătate de an, 3-4 luni au trecut, asta s-a întâmplat. Că eu cu dânsul nu locuiam încă împreună, eu eram la mine, în apartament, că i-am o sunat să mă duc la dâns, să văd. Uh -huh. Eu s-a trezit, tot spus că nu noi asta ce crezi, eu eram, 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 cred că suferiam foarte mult. Nu se minte sigur emoțiile, dar știu că e cum așa tu, pe mă și eu l-am iertat. După asta i-am pus condiția că noi ne mutăm, că tu pleci de acolo, că erau vecinii. Că acolo, acolo era Santa Barbara, nici, de mult n-am vorbit de istoria asta, de fapt, și de acum cum mi-aduc aminte, că nimeni nu mă mai întreba. Nu sună și... amuzant, pare foarte direct și așa. Pentru că am trecut din moment, dacă mă întrebai cu vreo șase ani în urmă, cred că plângem aici acum, știi? Dar acum am nu mă ating nimic altceva decât familia mea, părinții mei, fratele meu, nu știu, care valorile, adică persoane care eu într-adevăr le iubesc. Nu mă atingi cu fostul, cu... Fie că și să știți proaste, fugiți. toamne ferește, asta e... Bred, nu cum. Și au trecut jumătate de an, ne-am dat împreună. Eu zic că eu am vândut calculatorul pentru dâns. El a plecat în când... <coughs> a fost plecat în... Psi, uh, nu Amsterdam, la studii. Eu și studiile le-am plătit. Pe două luni de zile în Amsterdam. El a făcut niște studii de la universitate. tu ai plătit, plătit studiile băiatului care te-a înșelat, da. care te-a împins, care nu-ți dădea voie să ieși din casă. Da. Și atunci tu nu erai conștient că ești într-o relație toxică. Nu, am fost conștient în momentul când el a fost plecat într-o zi în sat la Bunii. Eu am atunci, a, el a început să-mi spună că nu vrei să fii blogger. Că atunci a început tot nebunia cu social media, social media. Și asta e unicul lucru pe care eu cumva lui îi sunt mulțumit pentru că el a să mă băgat în toată nebunia asta. A, uite, și o chestie pozitivă. Da. Și el cumva a plecat în sat, eu tamana avem cu ăștia care e compania care a semnat contract și după asta ne -a luat uh, contul. Eu trebuie, avem casting, nu casting, dar avem întâlnire cu ei să vedem dacă colaborăm. Și m-am dus la ei, trebuie să facem niște video de încercări, pa să vedem dacă se primește, nu se primește. Două zile am filmat, el două zile o lipsit, o vin acasă și mă întreabă, ce ai făcut-o este două zile? Eu zic, cum și-a făcut? Am fost la lucru, am lucrat, am făcut video, compania asta nouă. și crezi că eu sunt prost? Tu pe mine m-ai înșelat, pentru că el avea, după și el m-a înșelat pe mine, el temea că eu am să fac la fel. Și el m-a aruncat pe pat. Era dimineața, eu m-am trezit, era în lingerie. Eu era dimineața pe ora Și el m-a aruncat pe pat și a început cu picioarele goale să dea mine. Și asta a fost momentul când eu am plecat. Dar Dorin, eu așa tare strigam, alături de noi era, făceau reparații cineva, apartamentul vecin. Că s-a oprit sfretelul ăla care făcea zgomot, s-a -o, -o oprit când i-o strigam. Și el s-a oprit, și chinezul ăsta s-a oprit. Și l-ai denunțat la poliție? Nu, eu am plecat. Și de atunci n-ai mai avut nimic în comun cu el? Ne-am mai întâlnit odată în oraș, peste câțiva ani. <lipul> Într-un într oraș de câteva milioane de, de oameni? Da, pentru că era local, cumva este un loc unde sunt mai multe baruri, este al... sara unde poți să stai și l-am văzut. I-ai spus ceva? Da. Două ori i-am spus că ce am văzut, pentru că eu atunci nu puteam să-i spun nimic. Eu nu aveam, uh, nu eram atât de bogat în vocabularul meu, adică în limba chineză, ca eu să-i spun ce mă doare și să-i spun că băi, tu ai fost, tu n-ai fost om. Și deja când te-ai întâlnit ceva Când am văzut, te... i-am spus -i tot. El încă dator cu bani. <laughs> Serios? Da, nu, la Dumnezeu cu dânsa adică n-am... Bine, la început măcar aveai vocabularul de cuvinte necenzurate, puteai să le spui toate și ei, te duci. Asta el știe, <laughs> el, el știe și în român. Păi și cum după așa o experiență, pentru că tu ziceai într-un interviu, la un moment dat am citit pe Perfect MD, dată ai dat un interviu fiind acolo, mm -hmm. în... spuneai că bărbații chinezi sunt foarte grijulii, foarte atenți, ei nu oferă flori, dar oferă bani, așa. Dar în relația asta care am văzut, eram eu bărbat chinez, el era fată, că eu te deam și bani. Dar cum sunt, de fapt, bărbații chinezi, dacă să generalizăm, totuși? Sunt, da, cum spuneam, că sunt mai grijulii, nu știu, când ai mestroase și te simți mai prost, îți aduc cap cald, au grijă, poți să facă mâncare, poți să fac ordine, poți să aibă grijă de tine într-adevăr, nu sunt romantici ca moldovenii, de exemplu, da? Bărbații noștri se duc flori, să fac surprize, romantic, nu știu ce. Eu așa cred. Mie așa mi așa îmi pare, adică moldovenii, bărbații noștri se așa, nu? Nu, e naivă. <laughs> Violet, el și nu e așa. Bine, eu cred că, nu cred că, iată, italienii mai degrabă cred că sunt romantici, bărbații. Am impresia. Am impresia Cum că Moldovanul ia duci și îți cumpără o buchet din partea mea. Din partea mea duci și buchet. să în în comentarii că e dus așa acum, înțelegi? <laughs> nu deci, Iarăși, nu putem generaliza, da, dar... Da, nici eu nu pot, pentru că în general ei sunt îți spun, Adică bărbații chineși fac, fac mâncare. Majoritatea fac mâncare. Numai eu am ales unul care nu poate să fac mâncare. Dar femeile fac mâncare? Nu, bărbații fac mâncare. Dar cine are grijă în de general, copii? În general, adică undeva 80%. Dar grijă Femeia? de copii? Femeia. Femeia, da, mai Femeia sau dacă, sau părinții bunii. Dar ei se implică în treburile casnice, dacă e nevoie de curățenie, ceva, bărbați? Așa, da. Cred că mai fac. Dar mai mult cu mâncarea. Asta e un fel de tradiție, un fel de... Nu știu. Iziumi încă la dânșe, știi, la chiniești, că ei fac mâncare și fac gustos. Chiniești, bărbați. Păi și cum după tu, după ce ai trecut prin relația asta toxică, păi da, ai mai avut încredere în bărbați? Nu, am avut încredere. M-au marcat eu patru ani jumătate am fost singură. Eu patru ani mai am fost singură, doi ani din care au fost categoric că nu mai vreau nimic cu, nu chiar cu chinez, nu mai vreau nimic cu absolut cu nimeni. Și m-am concentrat pe cariera, pe ce ce făceam, după asta sunt plată asta cu compania. M-am concentrat după asta, mai făceam cunoștință cu cineva, mai ieșeam undeva la întâlnire. Adică am început să-mi revin peste vreo doi ani și deja am început să mă uitam și analizam de ce, de, care, de ce fel de bărbat eu am nevoie. Și vroiam să învăț și să, să văd, adică să înțeleg, să nu fac, să nu dau greș. Și Eu... acum ești într-o relație da. cu cum un alt e? chinez hmm. pe care tu l numești Ștefan. L-ai botezat da. și în Republica da. Moldova. Da. Pentru că numele lui are UN și are șoai în nume. Și cumva i-am dat Ion, bă, da. Știi când spui un nume, cum noi ne alegem nume englezești, da, în englez, de exemplu, apoi nu se și de tine numele și -ala și spune, tu, pai tu nu ești Ion, că nu-i urât nume Ion, știi? Dar și am zis, Ștefan și tu parcă așa să o de dânsă, știi? Și toată familia noastră îi spune Ștefan și lui îi place. Și am zis, tu, știi, Ștefan, tu trebuie să porți cu respect numele să Republica Moldova. Ștefan cel mare, da? Da, el știe, el știe. Și de cât timp sunteți împreună? De 2 ani și vreo 8 luni undeva. A, asta e relația aia pe care tu te da. ți-o doreai? Da. Cum se manifestă, iată, grija lui față de tine? Mm, el foarte mult, el, el, este cel mai mare sprijin, cred că, meu, în care, iată, în ultimii ani eu așa sprijin nu am avut de la nimeni niciodată. În orice, orice nimeni care -o vreau să fac, el e de acord, el îi da, eu te Dacă sunt, iar și cu, dacă ne întoarcem cu serialul care nu am luat rolul cel principal, el o luni de zile e lângă mine și el așa de mult, pentru că el tot e din industria asta, el este regizor, director, ți-am mai spus? Sau nu ți-am spus? Nu mi-ai zis. Da, el este din, din industria asta și el mă încurajat, adică el foarte mult chestii știe. Și el mă încuraja foarte mult. Și este sprijinul meu, are grijă, nu știu, când eu nu vreau să fac adică mâncare sau ceva, el nu poate să facă Zic, chinezii fac mâncare, dar eu am ales un care nu poate să facă mâncare, el nu, nu poate. Tu nu, gătești nu, acolo e mâncare da. chineză? Nu, de-a noastră, de-a noastră, de noastră. Mănâncă de-a noastră? Da, Mănâncă? în afară de lactate, iau intoleranță la lactoză toți chineșii și nu mănânc. Și cum comunic părinții tăi cu el? Și pași, lucrez. Mama! Asta e tot. <laughs> A, bună ziua, bună seara, te iubesc și de-am prostii, mă știi. Dar câte ceva înțelege în română? Nu. Adică dacă vorbim de să comunicăm, nu înțelege. Știi, mă câteva cuvinte, mama într-o zi îmi spune că iaca, cum i-ați cu, 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 cu scra, da? Cu scră, eu zic, slava Bog, nu vă înțelegeți, între voi, tu ce vă înțelegeți, care și Nu -apară da, știi, să apară conflicte. Da, și îți vorbești, mama. Dar tu chiar nu vezi o problemă aici, de exemplu, dacă soțul tău nu ar putea vorbi cu părinții tăi? Sunt foarte multe chestii foarte profesionale acum, de traducător. Da, oricum nu e comunicarea asta care noi acum când timp vorbim sau luăm pahar de gin în Moldova când padușam. Da, asta este. Nu tu te vezi alături de el toată viața. Da. Dacă toată viața acum, dar Dumnezeu, adică până când e ok, totul este bine și cumva facem planuri din viitor. Cred că asta contează, nu că îți iubesc până să mor. Dar tu acolo te-ai acomodat cu mâncarea lor? Da. Dar care e specific cu mâncarea chinezii? Eu am impresia că e atât de uh, condimentată și iute. Iute la mine în oraș. În Cuncin. zic că fiecare oraș are bucătăria sa și orice oraș este diferit. La mine este hot pot, de exemplu. Hot este o oală fierbinte cu o supă foarte, foarte iute. Foarte iute. Și în ea se arunc toate bucatele. Se aruncă carne, ou de peliță, cartofi, morcov, carne de porc, de vită, de pui, tot ce vrei tu. Ea se fierbe, se dezinfectează, după aia o scoți și ai diferite sosuri în fața ta. În ei, de exemplu, hot pot, iei legumile sau carne și o măi în diferite sosuri și o mănânci. Asta e foarte gustos. Dar că este iute, dar poți fi și nu iute. Adică și ți-a ți luat timp ta. să te acomodezi cu toate astea? Da, vreo un an jumate până am ce. Eu, 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 nu că uh, să mă acomodez, eu nici nu mâncam, eu nu șercam, că mă uitam și îmi pare că am, am, ușa aici să fac ceva, înțelegi? Că nu arăta ok, adică în China este așa o specifică, că cât mâncarea antibarată mai urât, cu atât e mai gustoasă. De fapt, da, și la noi cam așa, știi, cât să o fac mai... Așa e, oh, da, 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 e mai bun, bună, știi, și când am încercat, am zis, oh, dar stai eu că eu și-am propusit aici. Eu acolo am înțeles că se mănâncă orez, orez, orez. Nu, <laughs> nu se mănâncă orez, orez, orez. Uite, e, care e ideea? Se fac câteva bucate, de exemplu, vine se fac și carne de pui și, nu știu, chiperi verzi cu de ăștia, roșii, nu știu, se fac trei bucate. Tu ai o farfurie mică cu se iau bucatele, în orez cu bețișoarele și se mănâncă. Și în orez rămâne sos de la bucate. Uh -huh. Păi orezul ăla e fenomenal, e așa de gustos, depinde și ce bucate mănânci. Adică el e cumva, cum la noi pâinea, atunci și este orezul. Eu nu mănânc, cred că îți pe mine că mănânc chiar în fiecare orez, dar eu pot să pregătesc bucate chinezești și le fac foarte gustos. Faci ce acasă când nu am, am zis că vreau să merg la un magazin să iau niște sosuri chinezești pentru că nu se vând peste tot în Moldova și mi-am spus câteva fete în ce marketuri pot să le găsesc și dacă o să le găsesc o să, o să fac. Dar din mâncarea noastră tradițională, ce gătești cel mai des acolo? Ștefanul nu mult îi plac prăjoalele. Îi plac pieptul de pui este bitocicile este bătutile sau cum se numesc. Bitocchi, la toți te plac? Da, bitocicii. Și, și așa dar nu vrei să faci așa, care îi pui așa, care tot așa de bună. Băi, bitocicii! după asta iubești mâncarea care e cumva înădușit, așa, care o pui la cafea într-un șaun, știi? A nu asta decât toate, care bucatele, că noi putem să le facem. Cum funcționează la ei sistemul de sănătate? Acolo, dacă ai o problemă de sănătate, ajungi repede la medic? Da. Ambulanța nu vine acasă. Acolo, ambulanța, dacă o chemi, trebuie să plătești pe... că a venit la tine, ca și foarte scump. Vreo 200 de dolari sunetul la... să vină după tine. În caz că nu este grav, da? adică, nu știu, doar e, sub o coastă și te chemat ambulanța. La medic ajungi foarte repede, pentru că peste tot sunt foarte multe spitale adică amenajate. Cu plată totul este, adică cred că bătrânii au și mai ai dacă Poliții ai... de asigurare. Da, și dacă... Eu acum tot plătesc lunar, asoci... asigurarea socială plătesc. Și cumva cu cartela asta e tot poți să merg la spital. Adică unii le ceva, adică eu plătesc pensia mea, adică o plătesc acum, uh -huh. mai și mai poți folosesc la spital. Dar, în general, este, eu consider că e foarte scumpă medicina în China, dar este și bună. E la pe lecuitoare, pe ierburi, pe gădași, pe tot ce vrei, adică și într-adevăr foarte multe chestii ajută. Chinezii, din câte eu am observat, parcă toți sunt așa micuți, slăbuți, ei au probleme cu kilogramele în plus? Mai puțin. Mai puțin. Adică la cât îți de mulți, cumva te la un procentaj mai des sunt întâlnit oamenii obiți sau nu știu, foarte rar, dar sunt. Și în ultimii ani am văzut că se, se mulțiesc, adică sunt mult mai mulți ca în anii trecuți, s-o coateam aproape 10 ani în China, adică cumva pot să fac o diferență, dar ei sunt genetic mici. Plus că eu consider că ei mănâncă mult mai știți um, sănătos ca noi, ca moldovenii. Deci, că la noi și foarte multe vierzături care noi și nu le mâncăm. Eu asta și la Ana, când am fost atunci la câțiva ani, urmă Ana Tulgara, Și ne cum mi-a zis că apa asta stă în China și face bani, dar au zis mănânc tot ce mănânc porcul. Băi, bă, omule, e deștept, <laughs> mai ne -nstâmpit. Adică, păi da, păi noi mâncăm acolo burian care la noi se dă la porși, Dar tot acolo îl faci gustos, pentru că noi nu știm cum îți gătești. Da, tot felul de salate. Toată iarba așa. asta care e foarte mult, noi mâncăm, în Moldova nu se mănânc, pentru că noi nu știm cum să o gătim. Dar Mili ei o opăresc, cultura. eu ei o dezinfectează, ei o fac, adică nu ți-o pune și să cu, nu știu, cu... Noi vorbim despre udita mai civilizație, 5 mii de ani de cultură, chineză, chineză alimentar, e... nu poți compari cu cea din Republica da, Moldova, de și, și nici măcar cu cea europeană. Da, exact. În anumite chestii. Siguranță se alimentează mai sănătos. E... Da, și au foarte multe, la aburi foarte mult gătesc, fierb foarte mult. La aburi, aburi au aparat din astea și pun la aburi și totul la aburi. Și colțunașii fac, nu-i fierb de pun la aburi, ca să înțelegi. Și cam mod de asta îi fac, îți mai sănătos, dar gătesc acasă. spune dacă tu te vezi în China să locuiești toată viața sau ai vrea să revii în Republica Moldova? eu îmi doresc să trăiesc în, două, în aceste două țări. Acum am revenit acasă pentru că vreau să construiesc ceva acasă ca să am posibilitatea să vin cât mai des acasă. Și? Reușești? da. Să primești. Vrei să faci o afacere? Da, pot să spun despre da. ea, adică este vorba despre afaceri de turism. Agenție de că, turism. Da. Acum, pe 14 luni, am uh, mers să deschid SRL, o înregistrare SRL. Vrem mm. să ducem chineși în Republica Moldova lunar. Uh, ne bazăm pe gastronomie, mâncări, bucate, vinuri. Uh, o să avem locuri faini. Da, și, și locuri, destinații o să fie da, frumoase. O să avem lunar pentru chinezi, urmăritorii mei, adică eu am ști am canalul ăsta, coridorul pentru Chinești, care vor să vină datorită cumva că mă știu pe mine, vor să vină în Republica Moldova, plus și că din cauza sau din motiv, nu știu cum să spun corect, din cauza războiului Moldova tot a devenit foarte populară pentru că toată lumea știe că Lângă Ucraina este Republica Moldova. Și am ajutat refugiații. Da, și toată lumea să aude și aude și aude și în China, toți s-au mai auzit. Și chinezii sunt foarte interesanți de istoria Moldovei. Băi, ei erau șochi când au auzit că noi avem Pridnistrovia, avem o țară în țara noastră. Bine, ei consideră că țară. E țară, da. da. spun, adică pentru deși că și ea o situație cumva asemănătoare acolo. Și înțeleg, și așa, iau numai 2000 de soldați, vă și luați așa. Și luați-vă, luați-vă tipa, prindeți înapoi. Și În comentarii îi scrie, adică este... Adică erau chiar, cum așa, prindeți și cum? Da, și lor este foarte interesant. Republica Moldova, România, cum așa noi, frați și noi acum ce facem? Mm, dar tu le spui toată informația asta. Da, cum tu faci acolo promovarea da, Moldovei. Mă emoționat acum. Că eu foarte mult trebuie iubesc Republica Moldova. Și când m-am gândit la proiectul ăsta, eu mă gândeam să vin. spuneam chinezii mă, mă măța să iubesc țara. Și eu zic, cum mai suntem îndreși cu Moldova? Ta și e, tita Moldova, și ce te ai? Dar eu n-am istorie, eu nu eu avem, avem cultură, avem istorie, avem oameni. Avem destinații, da, noi nu avem munți, nu avem oceane, nu avem mări și chinezul care o să vină în Republica Moldova, el o să știe că el nu vine în Maldivia, adică e un chinez care a văzut toată pământul, a văzut foarte mulți țări și el vine după emoții. Frumos. Și noi o să câștigăm dacă noi o să, noi o să, noi o să fim friendly cu turiștii. Nu, nu are importanță chinez, american, francez și așa mai departe. Pentru că și face moldovanul bine? Cel mai bine. Femeia gospodine, gătește, moldovanul face bine și toată lumea împreună face? Se și se veselește. Ok, Haideți să arătăm asta, dar frumos să arătăm cum noi putem mai bine. Dar de bază tu te vezi în China. Da. Adică, așa, cât că mai lung, pentru că eu când am fost acasă în ianuarie, le-am făcut surprize la ei, după trei ani nu i-am văzut pe părinții mei, atunci s-a născut ideea. Are jumătate de ani când noi lucrăm la proiectul ăsta și iată, acum mergem, avem logo, avem uh, antreprenori, rămâne să vorbim cu ei săptămâna viitoare. Rămâne Cite doar ele... să poți organiza și Moldovenii să meargă în China. Da, asta sunt cumva. <laughs> El ieri m întrebat, da, când în da, când? Da, o să fie, sunt obiective pe viitor. Vrem să facem și schimb cultural ca studenții din Republica Moldova. Să merg acolo, poate să fie un schimb cultural, pentru că cumva la nivel de țară, eu sper că și a de la din guvern să, să avem o susținere și aici de acasă, pentru că să fie totul safe. Și a noștrii să ducă ca studenții acolo și chinezii. De ce nu? Să vină aici să facă studii, pentru că sunt deja universități care primesc diploma, adică este aprobată internațional. Foc la ghete! Mulțumesc! De ce în China se fac atât de multe fake-uri? Pentru că se fac bune, se fac bine. Adică cei mai bune fake-uri sunt în China. Da, așa deci și Deci fac fake tot ce este pe fața pământului. Da, au și original, au și fake, au și lucruri bune. Eu, băi, Dorin, de să-ți spun că eu am zis că eu promit Loana, i-am promis că vin și spună. Deci, cinci zile în urmă eram cu Ana. M-am dus să-mi cumpăr un, o cutie de farfice pentru, pentru îngrijirea unghiilor. Păi am început să-mi tai și s rupt. Și pe să mai din China. Dar așa, cu, mă scuzați, acolo nu -i. Înțelegeți? În China nu se vinde așa. Și ei nu China vând, fac, ei fac pentru nu, export. Nu, nu, nu. Da, pentru export, dacă tu mergi și direct, băi, fă un lucru bun, Ho, ei îți fac foarte bine. Sau da, noi... unul ieftin da. și păi după 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 de mi așa. Păi, da, pa, da, 20 de lei? tu cred că ai cumpărat farfici ca și mine, că eu îmi tăiam unghiile și s-a rupt farfica la a doua unghie. și prima și o eu. tăiat -o prost. Da, a dat 35 <laughs> d -apădate d -apădate. de lei sau 20 de lei. Iată, deci de, la voi de acolo, da? Da. Și pe multe chestii am venit în Moldova, cum? Made China care se vând în Moldova și eu în China nu le găsesc, pentru că ele sunt făcute pentru export, pentru că Moldova sunt clienți pentru acest lucru, în China nu. Și se vine Moldova made in China sau în regiune, e de calitate proastă, de aici apar. Este Acolo made in China tot fignea, Toți sau haine dacă e made in China ei. Dorin, eu știu foarte multe companii din Republica Moldova care își schimbă, se spun așa, dacă e vorba de haină, își schimbă eticheta și scrie made in Turcia, și dacă să, nu știu, scrie medii din Germania sau medii din... Și, și el, vine din China, pentru că eu cunosc proprietari de uzini care fac acolo în China, Eu îi cunosc pe dânsii care ei lucrează la fabrice, ăștia care sunt proprietari și îmi spun că noi ne vin clienți din Italia, Franța, Germania, Turcia, adică, nu știu, toată Europa și noi ne spune, dar fără medii din China, fără nimic, se trimit lucrurile acolo și după asta se... Care este atitudinea chinezilor față de bani? Banii fac tot rezolvă tot. Da? Da. Nu sunt așa din ăștia. Ai mai puțin și mai drăguț Ei. și mai liniștit. Despre nu? Cât de mult contează pentru tine banii? Poate undeva locul 2, 3 în viața mea. Dar ce-i pe primul loc, sunt Familia. Frumos. Uh, nu știu dacă e un stereotip. Cât de adevărat, eu nu știu dacă tu ești persoana vizată să vorbești despre A, asta. Eu știu că să mă întreb <laughs> ești un șarpe. <laughs> Știi că există mitul ăsta. <laughs> așa de bine un gândi când e în gură. <laughs> <laughs> există mitul că chinezii au penisul mic. <laughs> eu mă întrebam să... să Băi, știi care e picolo? tot timpul nini fost... Să... Păi, dar de unde voi lua? Voi luați brăcat? Dar cine măsura? Da. Dar nu, cine există, măsura? există niște standarde internaționale. <laughs> Hai să le găsești public știu, dacă îi scauți. Eu cum ne-am imaginat, cum sunt ele, cum -o? aha, ok, așa, da, Și dar, respectiv știu, știu. acolo chinezii nu sunt uh, în pozițiile pe, de top. Pe primul loc, dar da. Ce da. primul loc? Uh, nu știu acolo, cei din țările din Africa, ceva de genul. Afroamericanii, afro... -americani, avră... Da, dar uh, se discută ceva despre asta în China. Sunt glumii pe seama da, asta. Da, sunt. Uh, sunt, sunt, sunt și multe, lasă un, un video, în Coreea de Sud o au mai mică. Da, și în Coreea de Sud, că cum a fost, nu mai țin minte cum mă cheamă, la chinești le am mintei, tipa la noi mai mare și <laughs> între de <laughs> Păi, nu știu, știu ce să zic, ei sunt nu știu câte milioane de, de bărbați în China, n-am, eu cred că am noroc. <laughs> da, <laughs> am dar uite, care e chestia că, băi, dar cât de mari trebuie să știi, bă, ca să... Bine, aici Bine, deja de fiecare, de fiecare cu... Familie, adică, nu știu, băi, chiar înțeleg cât trebuie să-și iubi penisul și de mare ca tu să-ți saturi și să nu știu ce înseamnă asta. Cum e Evlenă, o să 15 cm și bază o că a nu, e mare, e mare 15 cm, o să-ți lași că e mici tel, știi? Păi nu știu, eu într-o zi, băi, asta să-și eu într-o zi, nu știu, noi grăim cu Ștefan despre asta și zic, hai să-l măsurăm. <laughs> eu mă trebuia să nu. <laughs> <laughs> că eu îi zic, băi, hai să vedem. Că Dar nu e un complex național ăsta. Oh în care ei de genul... Păi dați seama că nu la toată lumea, adică sunt și mai norocoși, sunt și, adică eu de exemplu am noroc, eu mă socot că am mai văzut și filme porno și mai fac comparații, adică gen, adică eu sunt fericită. Răspunde în limba chineză la întrebarea ce înseamnă China pentru tine. O zi de așa. Ii o zi m pierdut. Că am a spus că China este a doua casă după Republica Moldova, pentru că China mi-a dat foarte multe oportunități, m-a educat și acolo am crescut ca grow up ca, gen, ca persoană, adică m-a dus un copil. Ce te-ar face să renunți la China? Cu totuși să revii în Republica Moldova să locuiești? Nu vreau să mă gândesc la asta. E și nu m-am gândit niciodată. Speri gândul. Da, nu vreau să fie ceva trist. Ștefan, salut. Și A, dar bună Ște ziua. Ștefan, bună ziua și Nihau. Și să ai la <laughs> revidiere. nu vreau să, nu-mi doresc să fie un motiv trist. nu știu dacă m-aș întoarce. Dar de ce nu? Nu știu ce se întâmplă. Eu în anumite mai categoric. Nu mă întorc niciodată, dar de când... Am venit acasă și am văzut părinții trei ani, am văzut și când am văzut cum îmbătrânesc părinții mei. Tata el e mai de mult sur la cap alb, adică el e total, dar mama cumva o îmbătrânită timp de ani când am văzut-o. Și de asta la mine și s-a născut proiectul ăsta de turism. Că vreau să fac ceva legat uh, din Moldova pentru țara asta și pentru că eu să vin aici mai des să-mi văd părinții. Adică tu și ai vrea să, să vii mai des, dar noi ai vrea să stai aici permanent. Și să am o responsabilitate acasă în Moldova și să vin cât Dar des. unde te simți tu acasă? Acolo, cred că. Și aici mă simt acasă. Dar acolo o mai mult. Și la final. Da. Gabriela, ce contează cu adevărat în viață? Pomenia, să fii tu împăcat cu tine, să fii tu om și să, nu, să ți fie sovestea curată, să fii tu cu tine împăcat. Dacă tu cu tine nu ești împăcat, nu-ți primești nimic în viață.